Oh, nu mă nebuni! Uimește-mă! Aștept! Sandra, cum îl strigi tu pe Răzvan prin casă? Viață, iubire! Viață! Figaro! Băi, tu ai voce, fetița mea. Tu ai voce... E, și ce vrei să fac? Ai apăsat pe butonul ăla la Vocea României, te întorci? Nu! Bine, nici n-am participat. You make me dance, bring me up, bring me down, play it sweet, make me move like a freak. N-a mai fost îndrăgostit așa, nici când. În momentul în care mi-am rupt tendonul, mi-am salvat coloana cu mâna dreaptă și mi-am fracturat și mâna stângă, pentru că mi-am prins-o între șol și sol. Și așa mi-am salvat coloana. Stăteam pe telefoane cu veterinarii, poate că i s-a părut interesant că stau pe telefon și că fumești, poate... Nu. Nu. Luptă rapid, Giulești! Rapid! Rapid! Haide, hai, rapid, Giulești! Forța Dinamo! Chihuahua! Acum văd mai bine, așa. Flacăra olimpică? Flacăra olimpică? Băi, da? Despre ce vorbim? Edi mi-a zis, lasă-mi lumânările pe masă. E mai romantic. La mulți ani! Mulțumesc. Suntem în 2022! Corect, da. La mulți ani! Suntem în 2022! Suntem, da! Primele lucruri din 2022 sunt niște cafele! Mulți ani. E perfect, prima cafea pe 2022. I-am 21, așa. Păi, stai, care are mai multe emoții, tu sau soția ta? Păi cred că amândoi, pentru că n-am mai fost în formula asta niciodată. Perfect. Așa. În formula asta niciodată. În formula asta împreună, într-un podcast, în fața nimănui. Nimănui, în fața, da, în fața publicului. Ca și când eu sunt... psihoterapeutul muzical de care aveți atâta nevoie. Bun, toată lumea gata? Da, bineînțeles, te rugăm, Horia, pentru rugăm. Am plătit niște fani ca să urle din când în când Horia, nu știu ce. Perfect. Salut, sunt Horia Brem și voi sunteți la lucruri simple. Dar ce complicate sunt astăzi. Astăzi, invitații mei, pentru că i-am întrebat, sincer să fiu înainte, au ales. Ea va rămâne la apă plată Aqua Carpatica, iar el s-a aventurat să oscileze între alb și roze. Ce știți voi? Chateau Valviz, evident, ca de obicei. La primul podcast din 2022 am invitați doi. Acum 2 ani, el o cucerea spunându-i mai mult de 2 cuvinte. Citez. Ai picat dintre stele, când nu mai visam. Ai fugit dintre ele ca să te am. Cerul lumii pustiu, eu, mult mai bogat, aveam sufletul gri. Tu mi l-ai colorat. Ea e campioană, iar el este campionul inimii ei. Dragii mei, Sandra Izbașa și poetul, actorul Răzvan Bănică. Speriat, am crezut că l-ai chemat pe mine. Da. Și primul gest de tandrețe. Ați văzut chestia asta? Ah.
prima întrebare, Sandra, da. Ce s-a întâmplat după ce ai auzit aceste versuri? Am început să plâng. Pă bune, vorbesc serios? Bine, eu vreau... realmente. Deci ca să înțelegi, asta a fost cererea în căsătorie. Da. Asta? Da. Versuri scrise de tine? Da, da. Puse pe muzică. Am fost în studio, am înregistrat o melodie și în seara de Crăciun... Bine, mai haios. Da, 25 decembrie 2020. 2020, da. Da. Povestea începe un pic de prin octombrie-noiembrie, când eu am descoperit, trebuia să cumpăr, bineînțeles, inelul, da? Așa, foarte greu. Așa. Da. Greu, fiindcă nu știam cum să iau măsura inelului. Și într-un dulăpior avea Sandra un inel pe care l-am luat, mi l-am pus eu pe deget, mi-am luat cumva măsura degetului meu. Te-a strâns? Pus... Era strâmt? Era larg? Nu contează. După care l-am pus la loc, dar fix în aceeași poziție. Ca să nu se prindă, evident. S-a prins. Nu cred. Și s-a prins într-o seară. Cum? Și e vorba de o chestie milimetrică, de o mișcare milimetrică. Oria. Crede-mă pe cuvânt. Tu erai stare, Sandra, de așa ceva. Nu. Milimetri, da? Trec două săptămâni, eu deja am inelul cumpărat, era pus bine la mama și la tata, nu-l țineam cu noi în casă, că zic, poate îl găsește, și ne punem în pat într-o seară, ne uităm la un film și înainte de culcare îmi spune să știi că dacă ai mutat inelul ăla din baie ca să iei vreo măsură, mi-e mic. Nu, mi-e mare inelul, mi-e mare inelul, că de asta nici îl purtam. Somnușor, iubire. Mă pupă, ea se culcă și eu fac noapte albă, dați-vă seama. Și zic, nu mă, ce ai, cum să-l iau? Zic, poate tu când ți-ai mutat pe acolo ceva l-ai atins, de era bravo, de milimetru. Deci ai contrabalansat situația, bravo, și n-ai convins-o. Ba da, am convins-o, fiindcă mai surpriza... Mai mult sau mai puțin, am lăsat să curgă de la sine. Păi... Da, da, surpriza a fost. A, surpriza a fost, de Crăciun a fost, clar. Ea cumva se aștepta să o cerem. Dar nu știam când. Nu știa când. No. Și în seara de Crăciun am spus de pe la ora 8, zic, hai să vină moșul, că aveam emoții, îți dai seama, ce să mai stau până la 12. Hai să vină moșul, hai să vină moșul. Ea nu, că mă uit la un film, na, Crăciun romantic în familie, eu cu ea, televizorul pornit pe un film și zic, dar n-ai vrea totuși, fiind seara de Crăciun, să ne îmbrăcăm un pic mai tematic, așa, știi? Da, lasă-mă, dragă, cu știre, toate romantice. Păi, mă, și gândeam, azi. Doamne, dar cum sărbătorește el Crăciunul? Trebuie să ne îmbrăcăm într-un anumit fel. Bine, hai, fie, mă îmbrac. Da, fiind doar noi doi. Zice, bă, n-avem invitați, n-avem pe nimeni, de ce să ne îmbrăcăm? Zic, era puțin subțire scenariu, așa. Da. Foarte subțire, de seama, scris pe genunchi, păi și proză și versuri. Răsma scenaristul! Da. Și îi zic, hai să ne îmbrăcăm și noi frumos. Eu voiam să fac așa un fel de podcast ca la tine. Am pus două camere, am aranjat tot acolo și zic, hai să ne îmbrăcăm și să desfacem cadourile, să facem un unboxing, știi? Mm-hmm. Cu pretextul că o să facem vlog, i-am zis. Bun, și ăsta este primul episod. Țin, bravo, ține, da. 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 Și eu, până să se termine filmul, de emoții am băut o sticlă de Prosecco. Dar și pe lângă. Îți facem un cadou? Da. Da, că venem moșul, venem moșul, moșii mari. În fine, și trecând peste, ea a insistat să desfac prima oară cadoul de la ea. Îți dai seama că l-am desfăcut, m-am uitat, m-am emoționat, m-am bucurat. Și după aceea zic, hai să desfaci tu cadourile. Și i-am întins așa o cursă și a desfăcut o cutie în care erau tot felul de chestii, niște tâmpenii. Am vrut să o șochez, să spun, ăsta este cadoul meu pentru tine. Bravo, și a zis, cea mai bună, cea mai bună. Da, și a zis, nu există așa ceva, nu ține, s-a și enervat ușor, că a zis, tu nu mă cunoști pe mine, să-mi faci așa ceva cadou, nu contează ce. Ea fiind obișnuită cu Lamborghini? Nu, 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 nu. Fără Lamborghini? Nu, fără Lamborghini. Nu. Ea așteptând ceva de la tine serios, consistent. Genul ca... Genul programului, programului nu era în program, nu era în Christmas. Deci eram da. Singuri acasă, nu se putea folosi cadoul da, nici nu. Cum. Și zic, bă, nu poți să-mi faci așa ceva cadou. Așa. Zic, bă, dar ăsta e cadou. Și la un moment dat scot telefonul din geacă și dau play. Și zic, ascultă un pic, te rog frumos. Ai picat dintre stele, când nu mai nu știu ce, când nu mai nu știu ce, ce, așa. De ce asta? Zice, asta e cumva o cerere în căsătorie? Băi, e... Refrenul fiind spunem da, dacă ai putea spunem da sau spunem ceva. Spunem orice, da. Spunem orice, nu mai știu ce am scris acolo. Ideea e că
Ea trebuie să spună, dar răspuns. La finalul melodiei și ca un creator ce sunt, am simțit că nu-mi respectă creația. Bă, nu poți după 15 secunde să zici, stai mă un pic, ce e asta? Eu cer în căsătorie? Asta e o cer în căsătorie sau ce? Da, e, am dat play de 6 ori la piesa aia numai ca să ascultă până la... Bestial! Pe cuvânt, cred că a durat 20 de minute. A durat 20 de minute, fiindcă voiam să-mi asculte piesa până la final. Și la final să scot inelul și să o întreb. Am început să fac analiză pe text. Da. Hai mă, Sandra, mă! Dar ceva ce n-am priceput, că am priceput din prima. Așa, ai picat azi, dintre stele, astăzi, ok. Da. Și? Da, eu spunem, cer în da, căsătorie, da, spun, da. Ce sunt? M-am picat ceva? Ce pe mine ceva? Da, și într-un final a ascultat toată melodia, i-am oferit inelul și a plâns atât ea cât și eu. Da, că nu mă așteptam, nu? Da, a fost emoționant, a fost foarte frumos. Mă simțeam așa, să știi că special. Sandra este provocarea vieții tale, la orice capitol. Este. Și iubirea vieții mele, nu, nu mai provocare. Asta vom vedea chiar astăzi. Da. Aici, aici sunt testele relației voastre. Mai zi de două ori. Of, of. Așa măi, te măi. Vreau. Deci... Sandra, este singurul podcast pe care îl facem la ora asta din seară. Se potrivește cu ziua de luni, când se lansează podcastul. Dar vreau să te întreb, de ce... Mi-ai spus că ai muncit până undeva până la 16, până la ora 4. Da. Unde? Unde? Unde ai... Adică... În cadrul armatei. Acolo am rămas din 2010 până în prezent. La clubul sportiv al armatei Steaua... Sunt? Da, da, ești? Lucrez la birou, da. Da, da, acolo fiecare om are niște trese, niște un post, o relație. La, da, momentan. Captain. Captain, I am captain. Captain Planet. Maybe în viitorul apropiat major. Așa, da. Oh. Oh. Domnul general, se îmbracă, gata. Domnul general. Ar trebui să ne ridicăm în picioare acum, nu? Să... Dar e vremea mea când mă răspuiam în 7-7. Aici i-am învânt pe turci. Așa. Aici au fost niște otomani. Așa. Toți turci. Aici au fost mongolii și mai jos. Mai jos au fost niște bulgari. Au înțeles despre ce vorba. Deci, în momentul ăsta, iertați-mă, dar trebuie să iau altă atmosferă. Deci, ești capitan acum? Da. Știi care e chestia? Că de fiecare dată când scrii, acum trebuie să folosești capitana inimii mele. Peste câteva timp, maioara inimii mele. Nu, că noi nu ne batem în grade. Mareșala inimii, amirala. Exact. Locotenenta... Locotenent colonela, acolo deci... să fie cu Nela o să fie o problemă, că poate zice că o confund. Locotenent colonela. Eu sunt Sandra, cine nu sunt Nela. Cine e Nela? Da. Tu n-ai nicio funcție. Eu sunt actor angajat la Notara. Dar acolo nu sunt, nu ești capitan, nu ești plutonier, nu. Ești actor la Notara. Actor la Notara. De sunt niște ești? Gradații în teatru și dețin una dintre ele. Debutant, S1, S1A. Eu sunt S1A. Echivalentul... Sergent. Nu, general. S1A este... De când colaborezi cu Notarau? Sunt angajat din 2017. 2017? Da, în 2016 am terminat facultatea, am terminat în 2014, de fapt, licența la UNATC, la clasa domnului profesor Florin Zanfirescu, 2016 masterul la clasa domnului profesor Gelu Colceag și în 2017 s-a organizat concurs de angajare după 15.000 de ani într-un teatru de stat din București, fiindcă erau blocate posturile. M-am dus la concurs, am fost vreo 300 de candidați pe loc și șansa, norocul, ziua, pregătirea, Dumnezeu, destinul... Un șiruire de factori. Da, și în destinul ăsta ești și tu personaj, ești un personaj principal. Planeta Mercur. Eu sunt, iertați-mă, vorbesc cu planetele de când am cunoscut-o pe Netisandu, numai cu planetele vorbesc, n-am ce să fac. Deci totul stă bine până acum. Aveți note de trecere. E bine. Deci e perfect. Asta ne interesează. Sandra, o întrebare scurtă și directă. Dacă ne dai 5, noi suntem... Nu. Și 6. Nota are de vină, 5 și... Da, și 6 cu asta. Bine, dar trebuie să... Nu, dacă mi-e din funcție, trebuie să mă dezbrac. Îmi cer scuze, trebuie să mă dezbrac, pentru că dacă îmi zice... Nu, e clar. Când... Iubire, am ajuns puțin. Ați cunoscut-o pe
Da, Andreea, v-a însoțit aici? Da. Ce încep? Cu ce? Albul sau rozeu? Deschidem cu albele. Ca la tablet. Mai zice așa. Mai zice așa. Deci eu cred că de fiecare dată... Îmi dai voie să te ajut să... Ești primul pe da? Rog. Da, dăm voie. Eu mă voi ocupa de... Iartă-mă, te întreb din nou. Da. Dorești un vâr să dai noroc pentru anul ăsta și după acest... Da. Am convins-o. Da. Tot alb ca soțul. Tot alb ca soțul, normal. Perfect. Ăsta va fi al tău. Mulțumesc. Ăsta va fi al lui Răzvan. Ăsta va fi al meu. Și iată cum masa ușor, ușor prinde forță. Viață. În toate aparițiile tale, ai dansat pe muzică. Da. În special la sol. Normal. Să nu greșesc. Eu cunosc sportul ăsta pentru că te-am urmărit de multe ori. Eu personal fac și eu sport în partea asta a tinereții mele revoluționare. Am văzut tenis. Da. Da. Când vrei, rachetele sunt pregătite, mijile sunt la fel. Te rog să-mi spui... Oricând. Atât, gata. Atât, gata. Gata. Voi nu-l beșpriți. Cum îl preferi tu? Eu sunt, îl prefer gol-goluț. Da? Da, da, așa o să-l preferăm. Iartă-mă. Eu cred că muzica reprezintă o parte extraordinară. Eu aș pune muzică la toate aparatele. Și eu aș fi pus muzică, doar că nu avem voie. Cum ar suna la bârnă muzica? Aproape la fel ca la sol, doar dacă ar fi să ratezi, ar trebui să se oprească muzica, știi? Că pierzi un pic. Bine, că și la sol dacă e să ratezi, dar te ridici mult mai repede decât adevărat. La bârnă. Dar vreodată, se întâmplă la bârnă, e o întrebare pe care mi-am pus-o de mic copil. Dacă un sportiv activează la bârnă și cade, pune tălpile pe pământ, e descalificat? Nu, e ratare. Descalificat, nu. Dar ratare. Nu continuă de la capăt sau o ia de... Nu, din punctul de unde a ratat. Atunci merită, fii atent. Deci eu dacă sunt aici, da? Ia. Bun, atenție. Așa, atenție. Bun. Să curgă mișterii. Muzica. Așa. Acum mă întorc, piretă pe asta. Așa. Da? Cad. Așa. Fac așa. Dramă. Deci am făcut, da? Da. Improvizați, scot. Da. Pac și mă împac din nou. Nu, că arbitrele nu ar fi chiar atât de... Eu zic arbitrele, astăzi suntem noi arbitrii. La mulți ani! La mulți ani! Cu drag! La mulți ani, iubirea mea. Stai să vezi acum. Îmi pare rău că n-am venit cu nevastă mea. Cui? La mulți ani, iubirea mea. Gata! Copii! M-am săturat! Foarte bun! Mulțumesc foarte mult! Am terminat cu bârna. Așa, treci la serituri. Trecem la distracții. Paralel. Dragii mei, începem testele. Nu le-am spus nimic acestor doi tineri căsătoriți despre ceea ce urmează să fac astăzi. Am terminat cu 10, bârna, dar acum să văd dacă le dau eu 10. Copii, piesa asta trebuie să ducem la capăt împreună. Îmi pare rău. Mă simt ca la bac. Dar înainte de toate... Mi-am zis că am făcut gimnastică aș vrea și am dansat, da, am făcut exercițiul la sol pe muzică, dar nu am cântat. Ăsta a fost avantajul, ureche muzicală am. E momentul să schimbăm legile gimnasticii. Voce mai puțin. Ăsta e al tău, ăla este al Sandrei. La 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 la. Atenție! Voilà! Voilà! Oh, bun, în italiană! Ai picat pe subiect. Da, exact! Adică... Dă-mi și mie să copiez. Bun, școala aceasta te-a întâlnit. Dragii mei, noi facem doar sugestii tinerelor care urcă acum la aparatele de gimnastică. O piesă bună la gimnastică, în special la sol, la bârnă-zbârnă, este următoarea. Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato il vaso. Oh partigiano, mamma mia, bella ciao, 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 partigiano,
Porta mi via, che mi sentito di morir. Și Bârna, și Solu! Ce crezi că ai terminat? Pune-ți căștile la loc! Atenție, copii! De la capăt, cu spârne! Una matina, mi s-o sveliat. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ciao, portami via. C'è sopra una avema. Aici. Parapapà, 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 pam, 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 pam. Parapapà, parapapà. Ei, termină! Termină! Arăși, domnilor... Să plece ea de la geam, vă rog. Bine ați... Nu, 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 nu. Asta era. Ăsta e viitorul. Jur că ăsta e viitorul gimnasticii. Fii atent aici. Prima dată când am venit pe solul meu, era în anii 90. Eu știam că trebuie doar să prezinți, să spui vorbe. Între timp, business-ul, show business-ul s-a schimbat atât de mult încât acum trebuie să știi de toate. Adică trebuie să știi și solul, și bârna, și paralelele, și neparalelele. Eu, de exemplu, eram fan Dan Grecu. Inele. La inele. Eu pot să fac multe. Tracțiuni. Dacă vin ele jos la mine, eu pot să fac... Dacă te ridică cineva... Dacă mă ridică cineva... Bă? Deci eu cred că asta e viitorul. În timp ce faci la... Cum ar fi un cal cu mânere în care să fie... Partigiano. Orsami via. Imaginează-ți chestia ciao, asta. Bella, nu, ciao, e... bella. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. E greu, după ce și așa ai efort fizic, psihic, să mai și cânti în același timp. Câte să mai faci? Asta e limita de sus. Câte să mai faci? E adevărat și asta. E adevărat și asta și îți dai seama că trebuie să gândi de fiecare dată la antrenamente, ceea ce complică lucrurile. Da. Apropo, v-ați uitat la Casa del Papel? Da. Eu mai mult. Pentru că de fiecare dată când pun serialul... Răzvan. Bunul meu soț adoarme. Răzvan, nu te înțeleg. Eu nu am văzut ultimul sezon. Așa. Ideea este că noi, indiferent la ce ne-am uitat în doi la Netflix, începem vizionarea undeva pe la 1:30, 2 dimineața. Okay. Ora la care eu văd... Este exact ora la care am terminat eu Sex Education. Așa. Așa, n-am, era așa. Da. Înțelegi? Okay. Și asta e foarte... Asta așa. E. Prind genericul. Așa? Două secvențe și pe urmă prind un somn de până dimineață nu mă mai trezește. Și normal că ea a văzut și ultima parte. Și dar acum apare la pe cafea, cine... Iubitul meu, apărut, pardon. Ce apărut? Eu am rămas în urmă. Am mai apărut câteva chestii, dar parte, da? Ideea este că după aceea spune ce s-a întâmplat. Iubitule, fii atent ce s-a întâmplat. Și de dimineață la cafea îi spui tot. Nu, de dimineață la cafea îmi povestește visele. Da. Nu cred. Ba da. Visele, le, bravo. Da. Dacă sunt din alea bune. Da. Alea mai puțin bune, nu. Dacă spune că m-a visat, mai știu eu, cum îmi dă că nu o să-mi strice ziua. Vezi că te-am visat un pic așa, noapte, să ai o zi frumoasă. Numai unele visele pot reține, altele se pierd. Răzvan. Da, Horia. Teatru, da. Scenă sau film? E ca și când mă întreb cu ce picior îmi place să merg mai mult, cu stângul sau cu dreptul. Fac parte din cadrul aceleași meserii. Eu am terminat un ATC, arta actorului. Mijloacele diferă între teatru și film. La teatru ai o sală de 300, 400, 500 de locuri sau o sală mai mică, dar în general cam asta e media locurilor dintr-o sală de teatru, 300 de locuri. Și acolo mijloacele tale de expresie trebuie să fie... vizibile și pentru omul care și-a cumpărat bilet la balcon sau în ultimul rând. Pe când la film ești la prim plan, la gros plan. Poți să adormi la film, da, da, dreptate. Da. Momentan consider că nu e deloc întâmplător că fac teatru și fac mult teatru, destul de mult teatru, Doamne ajută să... Câte reprezentații ești distribuit acum? În ultimii 4 ani... De când 5 ani se fac anul ăsta în 2022, am scos la Teatru Notara undeva la 15 premiere, ceea ce 15 premiere. Cam 3-4 pe an. Bă, pregătește-te pentru următorul răspuns. Sandra, da. La câte premiere ai fost tu pentru soțul tău în ultimii 2 ani de zile? Păi am avut, cred că... Am fost la vreo premieră, iubire?
că eu am fost premieră pentru mine a fost de fiecare dată când l-am văzut, dar n-a fost premiera propriu-zisă. De câte ori l-am văzut pe Răzvan? În câte producții l-ai văzut pe Răzvan jucând? Două, trei. Din păcate am prins și un moment total nefavorabil al pandemiei, da. Și multe dintre spectacole se joacă destul de rar, mai ales cele cu mulți actori pe scenă, fiindcă sunt toate situațiile astea de distanțare și sunt niște reguli foarte importante la noi la Notara. De obicei aveam niște grupii, dar ele nu mai pot să ajungă pe scenă pentru că le este interzis. Când eram mai tânăr, săreau peste scenă, mă salutau și îmi puteam continua rolul. Acum nu mai pot face acest lucru. Mi s-a întâmplat o singură dată și am povestit și soției mele și pot să-ți povestesc și ție. Când a leșinat? Asta? Da, când a leșinat. Asta a fost punchline-ul. Gata, am povestit-o. Stai. Cine a leșinat? A leșinat o domnișoară. După un spectacol, premieră fiind, s-a organizat un cocktail în foaierul teatrului. Așa? Toată lumea, invitații, actorii, regizorul. Urcăm, bem un pahar de ceva, mâncăm o sărățea, o măslină, o atenție și vine o doamnă din teatru către mine, cred că regizor tehnic, dacă nu mă înșel, și îmi spune, Răzvan ar vrea să te cunoască o domnișoară. Și am spus, da, sigur că sigur. Da. Sigur, foarte bine, foarte bine. Nu? Bravo. La momentul ăla, cum spun, nu. Foarte. Nu, era o muscă aici pe masă. Așa era, nu! Da. Și a venit domnișoara și putem să jucăm acest moment împreună? Da, vieți. Da. Și vine către mine, eu îi întind mâna. Cum întinde aia? Nu știu. Cam așa. Așa finuț, da. Că eu când dau mâna, dau serios mâna. Da, așa. Cam așa, da. Cam așa. Și îmi spune, îmi pare bine să te cunosc. Nu, așa cum am zis. Spune-mi, îmi pare bine să te cunosc. Îmi pare bine să te cunosc. Și mie îmi pare foarte bine să te cunosc. Spune-mi, felicitări, ai fost senzațional. Nu asta a spus, dar acum... Așa, ești cel mai bun actor. Ești cel mai bun actor, aha. Așa. Și îi zic, mulțumesc, mă bucur să te cunosc. Și începe și dă din cap a negații. Și zic, bă, mă contrazice. Nu mai știu ce spuneam eu acolo. Dar a început să dea din cap așa. Zic, bă, de-abia ne-am cunoscut și mă contrazice. E, dând așa din cap, am simțit cum îi se umezește mâna în mâna mea, îi se moaie și cade. Prima mea reacție, îmi pare rău, dacă domnișoara se uită, a fost să râd cu lacrimi. Am izbucnit într-un râs teribil, fiindcă era pentru prima oară. N-a dat cu capul sau cu ceva, adică n-am râs că a pățit ceva. Ea pur și simplu a avut o cădere de ceva, nu știu. Corect, dar alimentată și de prezența mea. De ce să trecem peste asta? Dar un coleg mult mai experimentat decât mine din Teatrul Notara, nu o să-i dăm numele Ion Haiduc. Ori John. A spus... că a leșinat pentru el, fiindcă înainte de a da mâna cu mine, a dat mâna cu el și le-a spus tuturor, bă, n-a leșinat pentru bănică, a leșinat pentru mine, fiindcă înainte eu am stat de vorbă cu ea și el crede da, că a leșinat. Da, pentru că și Haiduc la rândul lui a leșinat pentru mine. Mulțumim foarte mult, exact. Haiduc, pentru prezența ta. Vreau să întreb o chestie, apropo de amândoi arătați foarte bine. Mulțumim, cum ar fi, frumos. Sunteți, nu e în limbajul meu, sunteți fit. Am un prieten care face crossfit, nu știu ce e. Dar voi arătați fit. Înseamnă că e ceva de bine. Deci sunteți perfecți. Da. Eu mai am de lucru la capitolul acesta, pentru că eu seara când ajung acasă, în loc să dorm, încep să citesc. Și toate literele alea cad așa pe piept și pe special aici și nu știu să depun. Mi se mai întâmplă și nouă. Exact asta se întâmplă. Da. Vreau să te întreb o chestie. Voi v-ați cunoscut în 2017? Nu. 2016? Nu. 2018? Nu. Lasă-mi, stai, da, mai am încă 10 variante. Da. 2015? Nu. 2014? Nici. 2019? Nu. Nu. E călduț. 2020? Exact. Da. Extraordinar. Senzațional. Fast and Furious, Răzvan în acțiune. 2020. Era în mijlocul anului? În vară? Nu chiar. Primăvară. Primăvara începe... Iarna începe cu tine. Primăvara se numără bobocii. Da. Da, ne-am numărat, ne-a dat 2 și am rămas. Unde v-ați văzut? La povestea prietena noastră comună, Ana Baniciu. La o zi de naștere a unei prietene, fiind în izolare, sau eram în izolare, ieșisem din izolare, aveam acolo, voie așa la cu limită, viste, da. La limită de izolare. La limită, aveam voie să ieșim. Suspans. Și acolo ne-am văzut pentru prima oară. Da.
Ne-am văzut, bine, eu o cunoșteam și o apreciam și o respectam. Băi, și... spune-mi senzațiile tale, că spune după aceea senzațiile mele că am cunoscut-o, zi. Eu plec. Eu eram... Bă, nu, tu stai acolo, tu uite, urmărește pe noi doi bălălăi. M-a făcut semicuț, bine, am intrat, bună, bună, salut, salut. Era o mână de oameni, era ea cu Ana și cu... Păstram distanțarea între noi și... Distanțarea, odată ce am hotărât să ne vedem împreună. Îmbrătișarea se cere de la sine. Și? Și eu urmăream pe ea, pe că așa am... Așa am gândit eu să acționez. O urmăream pe Instagram, știi? Dădusem follow. Și știam cam, cam tot ceea ce face, da? Aha. Bun. Și ajuns la Ana, facem cunoștință și m-am retras, am stat mai mult pe balcon eu, singur, și a văzut că îmi lipsește o brichetă, mă căutam de brichetă, a venit, mi-a dus o brichetă, luată de prin casă de pe acolo, i-am spus mulțumesc frumos, după care m-a văzut a doua oară prin geamul balconului că mai am nevoie de brichetă, mi-a dus-o din nou, eu i-am atentă. Spus mulțumesc, eu având la momentul respectiv o situație de rezolvat, cățelușul pe care l-aveam la momentul respectiv era bolnav și așa mai departe. Băi, voi parcă povestea cu un film american de Crăciun. Da. Păi, păi cam așa e. Da. Fai de cap. Stăteam pe telefoane cu veterinarii, poate că i s-a părut interesant că stau pe telefon și că fumez și poate... Nu. Nu. De capul meu! Construiam scenariul ăsta. Ah, okay. Construiam scenariul lui Horia, mamă. Adu-se-nă. Ok. Băi, și ea, nu, spune dacă a făcut așa. S-a uitat așa la tine? S-a gândit așa? Poate merită o șansă. S-a apropiat de geam, fie atât de aici, s-a apropiat de geam. Da. Nu s-a întâmplat așa. Nu, că era primăvară. Nu, că era primăvară, da. Bun, după care... S-a dus David Crăciunul meu. Eu am stat vreo 20 de minute. Când să plec, când spune, poți să te îmbrățișez? Da, nu, la... cred, da. Nu cred, Sandra, nu cred din așa ceva. Din două motive, păi... Cu pandemia, că nu știam cum reacționează și am zis să întreb omul. Bravo, că, bravo. Na, poate mă respingea. Eu eram panicat, dar am spus, îmbrățișează-mă. Îți dai seama la ce risc m-am supus? Te-ai expus. Expus, supus. Deci eu mă uit la voi. Și doi, pentru că îmi făcea plăcere persoana lui. Da. Crea... Tu din prima clipă, hot, soc, tronc, tronc, hot, soc, tronc. Simți. Simți, Horia. Simți. Făcea... Foarte mare plăcere prezența lui și a stat vreo 30 de minute. Dacă stăteam o oră, îți dai seama ce se... Dar mi se părea interesant pentru că nu era integrat în grup. Auzisem de la prietena noastră, Ana Baniciu, mi-a mai povestit așa câte puțin despre el, dar am vrut să-l cunosc eu. Da, m-am îmbrățișat, am îmbrățișat-o, Ana mi-a deschis ușa apartamentului. Ieși afară, ți-a spus. A închis ușa după mine și am scos telefonul. Și am intrat pe Instagram Sandra Izbașa și aveam la follow și am dat unfollow. Nu cred așa ceva, nu cred așa ceva. Băi, ești nebunul? Zi mai departe că am pierdut eu toate inimioarele de la el. 10 secunde mai târziu am dat follow înapoi. A, știu de ce ai făcut asta. Ca să vadă. Băi, bravo, da, băi. Eu în același băi, ce timp... deștept ești. E. Da. Băi, ce deștept ești. Mulțumesc mult, Horia. Ce ai făcut în același timp, mă, tu? Eu eram pe Instagram-ul lui să-l stocherez, să văd despre ce este vorba și am văzut, ce-a făcut? Mi-a dat unfollow după ce mi-a dat follow? Ah, să-mi atragă atenția, ok, hai, follow back, ok? Da, asta am început să vorbim pe Instagram, pe urmă pe WhatsApp. Primul test, ce emoji îi place lui Răzvan? Acum sau atunci? Atunci. Îmi punea o cafeluță, îmi punea... Am pus o cafeluță. Păi da, asta... dubios. Un omuleț cu mâna pe sus. Eu așa... Și ce... Nu, stai că zici... Ce punea emoji Sandra atunci? Te rog frumos să-mi spui. Eu vorbeam mai mult de fel, dar mă rog. Zici ce emoji puneam. Zâmbete. Gagiul ăla care râde cu lacrimi. Și îmi punea multe, dar îmi punea 100 și mă simțeam foarte haios. Pe urmă... Stând lângă ea și văzând că... Dar omul ăsta a pus 102, tu pui tu la care... Horia, făceam o glumiță, da? Și îmi punea 100 de doia, da? Și zic, mamă, zic, ce simț al umorului am. Păi... Câteva luni mai târziu, lângă ea, văd că mai discută pe WhatsApp și zâmbește, știi, la un mesaj. Oia, zic, așa o făceai și cu mine, doar zâmbei? Păi, acum ce vrei, un emoji? Eu când pun inima, acum când îi pun inimă... Pe așa e, inimă, da, ok, da. Doar că pe mine mă distra, dar nu poți de fiecare dată să râzi cu lacrimi, dar te amuză în sinea ta. Dar era mai simpatică decât mine, era mult mai volubilă, eu îi puneam cafeluța și mânuța pe sus, ea îmi scria și eu vorbeam singură. Și îi mai răspundeam, îmi cer scuze, soția da, mea, după 2-3 zile, să nu obțin. Cu încă o cafeluță. Aș vrea să dați subscribe toți cei care, o să fiți puțin, toți cei care ați cerut scuze soției cel puțin o dată în 2 ani de căsnicie.
Au dat subscribe 2 până acum. Așteptăm, așteptăm. Data viitoare va fi subscribe cel care n-ați dat. Să umple pagina. Deci ideea este că voi doi sunteți senzațional de... aveți o notă foarte importantă. Dar eu am știut din prima clipă. Mi-am zis, dacă vin amândoi, e momentul să retrăim anumite senzații pe care numai Răzvan ți le poate oferi. Eu aș putea să fac și triplu... Cum zice? Tuluc? Țuluc? Țucahara aș putea să fac aici și din tot nu te impresionez. Dar Răzvan, cu vocea lui, el îți poate oferi orice de... Nu te uita! Extraordinar, cât de curioasă ești, trebuie să știi tu tot. Păi da, amândoi trebuie să știm tot, că noi ne arătăm. M-am încurcat un pic la prima. Dragul meu, abia n-am încălzit. Nici nu știam din ce tonalitate. Deci nici nu-ți fă problema. Vezi că trage cu... Extraordinar cum tragi cu ochiul. Extraordinar, dar cum se poate așa ceva? Se mai întâmplă. Dragii mei, această dragoste pe care o văd și pe care o simt la această masă, vreau să fie transmisă și dincolo. Vă rog, terminați cu... Alo, alo, alo! 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 Unde vă treziți? Ce așa mai zi, film? Vă rog frumos! E un podcast amărât! De la țară! Mama ei de viață! Lucruri simple! De la țară! Deci, în urmă cu 2 ani de zile, el stătea pe balcon, vorbind despre un câine. Ea îl privea prin geamul balconului. Ce frumos ar fi fost această ilustrație muzicală pentru prima lor întâlnire. Ca să-i auzi vocea bine, ia-ți ăla. Și acum ea stă dincolo de geam, el pe balcon, dar de data asta ea îi poate auzi lui vocea, care sună așa. Nu, Horia, Horia, te rog, da. Nu, nu, am plâns pentru că mi-a intrat microfonul în nas. În nas, da. În nas și mi s-a făcut o foame incredibilă, vorbesc serios. Avem ceva de masă, de mâncat, ceva? Andreea, ajutați-mă pentru că acești copii mănâncă tot. Mănâncă toată energia. Noi mâncăm toată energia? Iertați-mă, am stat toată ziua în bucătărie.
All the day in the kitchen. N-am zis kitchen, chicken. Chicken. Deci, iartă-mă, mai sunt. Mai sunt. Mamă, tu nu ai bine, nu? Nu. Așadar, deci vă rog frumos să-mi spuneți ce vreți, spunem ce vreți. Aveți aici niște... Dar asta o să gust și eu din el. Da, 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 nu, vreau să vă... Ai gătit foarte, pe gustul nostru. Cu floricele, mă rog, uite, pus. E crocan. E un fel de chiftea din altă soară. Iertați-mă, dar eu știu ce mănânc. Eu știu ce fac, nu mă joc. Aș vrea să serviți din... Iertați-mă, dar asta se face, aș se rupe. Da, sigur. Vi l-aș rupe eu, dar nu pot să... Vă rupeți. Așa. Și așa. Serviți chestia asta, pentru că așa era podcastul ăsta. Dar noi seara nu mâncăm. Da, noi nu mâncăm. 2 minute după. Da. Tot. Bam. Dragii mei. Știți sketch-ul, nu? Nu. Ei, nu. Tamara Buciuceanu cu Octavian Cotescu, dacă nu mă înșel, invitați la o cină. Nu știi că noi nu mâncăm, dragă, noi seara nu mâncăm. Da. 20 de minute după, totul era ras. Dau și la pachet, băgau în buzunare. Ți-l trimit. Dragă Tamara, termină o chestie. Poți să servești sănătoasă. Nu, sunt foarte bune astea. Știu. Eu aș vrea să gust puțin de aici. Foarte bine. Noi nu vorbim cu gura plină. Nu, nu vorbesc eu. Mâncați voi și vorbesc eu. Hai, iubire, deci, și o să dați din cap. Fii atent aici. Ia zi. Apropo de siluete, că v-am întrebat o chestie de siluetă. Lucru care e foarte important. Și Sandra, poți să dai din cap. Așa, nu, da, sau din numeri, nu știu. Dacă acest om care a intrat cu 2 ani în urmă. E bun? Felicitări. Felicitări, ești... Am stat toată ziua în ce asta? Cu mânuțele alea două, da. Uite așa, stăteam. Humus. Eu am făcut humusul. Da. Mai dai și pe față. Și... Ok. Dacă, de exemplu, Răzvan ar fi intrat atunci în apartament și era cu 90 de kilograme mai bine făcut. Așa, ca mine. Te mai fi uitat la el? Normal că m-aș uita la el, dar eu, în primul rând... Atunci dacă când cunosc, da, așa, Doamne ferește, să n-ai să nu se uite că dacă erai mult, erai tot în toată camera. Deci, altceva vreau să întrebe Horia. Da, știu. Dar ideea e că eu cunosc omul, da, prin nu prin aspect. Cerei tu la final, aș vrea să te îmbrățișez? Păi nu joacă, îl cuprindeam. Deci nu. Băi, să știi că nu am cea mai bună formă fizică. Dar nimeni nu cred că era cea mai bună formă, fizică. Aia pe care n-am avut-o niciodată. Dar nu contează lucrul ăsta, adică pentru nu mine contează, cel puțin. Da. Nu, chiar nu contează. Ea, Sandra, este, cred că, cel mai frumos suflet, cel mai empatic. Cu cuvintele tale, iubire. Cu cuvintele mele, dacă nu îmi vin fluier. Asta, fii atent aici. Sandra face exact cum face nevastă mea. Cum ui ceva, sau mă bâlbâi. Ar vrea să spun că te bâlbâi, a? Da. Te bâlbâi? Cine-ți vorbele la tine, bărbate? Deci asta duce relația departe, spun eu. Sau da. Închei imediat. Depinde cum se privește problema. Are un suflet uriaș. Are un suflet uriaș și sufletul atrage suflet, sufletul caută suflet și... Trebuie să notez asta undeva. Sufletul atrage suflet. Să-mi dai și mie, că nu mai știu ce soul am zis. To soul. Back to life. Back to reality. Sandra, tu ai făcut sport sau muzică? Sport. Mă întreb asta deseori. Bun, dar sunt convins că n-ai mâncat așa ceva în cantonamente. În cantonamente nu. Dar păi după ce am încheiat sportul, nu, să știi că nu. Nu cred. După ce am încheiat sportul de înaltă performanță, m-am orientat către bucătăria libaneză, turcească, ce mai mâncăm. Indian mai mâncăm. Indian mâncați? Nu e prea piperat, prea condimentat? Prea... Nu. Ne place. Da, italienesc, mă rog, paste di amore. Am inventat. Gătește soțul, ce bine. Trebuie să-ți pregătesc cum n-ai pregătit tu astăzi humus, așa o să-ți fac eu paste, eu chiar o să-ți fac paste. Da. Gătește soțul? Gătește soțul, da. Aici nu mai sunteți la fel cu nevastă mea. De ce? Eu nu te gătesc. Nici eu nu știam. Eu mă gătesc în fiecare zi. Bine, și eu mai fac, dar fac mic dejunul campionilor. Atât. Întreabă ce e la mic dejun. Iertați-mă, dar brusc mi-a pierdut buft. Vreau să mănânc mic dejun, paste, nu știu. Sunteți de neoprit. Aceste paste și acest mic dejun l-ați creat datorită relației voastre? Eu îl făceam și înainte, pentru mine.
când mi-era foame și nu aveam ce să mănânc, îmi găteam ceea ce am învățat. Îmi poți explica atunci ce înseamnă micul dejun al campionilor? Mm-hmm. Niște ouă ochi. Ok. Sparte cu o mână ca slice Stallone în filmul Rambo. O sparte, da, mărunțesc pâinea. Ok. Așa, peste o pun parmezan sau ce mai îmi doresc, dar fără carne, să mi le condimentez. Pun apoi ouăle, mi-amestec ca la bebeluș. Deci pâinea e mărunțită, da? Corect. Mi le pisez așa. Ăstea nu-s muieții? Muieți? Așa se spune. Muieții sunt pozmagi. E, nici dar... chiar. Nici chiar. Nu-s bugățele, nu. Iertați-mă. Asta e din alt film. Da, e din alt film. Așa. Îmi pun bacul dulceață de ardei iute sau cu o linguriță mică de trufe pe deasupra, salată de roșii sau orice salată, cașcaval și... Asta e mic și... dejunul campionilor, care este și consistent și mă ține până seara. Nu am văzut niciun pic de carne în tot ce ai pus acum. Ești vegetariană? Da. De un an jumate spre doi. Anul ăsta fac doi în februarie, martie. Eu aș vrea în fiecare zi să devin vegetarian. E, dar e mai greu, dar trebuie dar să... Dar apare un pui. Eat me. Dar apare un porc. Și la final apare un bun. Deci nu m-am setat așa pentru că mi-am dorit și mă simt mult mai bine. Mă simt mult mai energică și în funcție de fiecare persoană. Probabil meniul pe care eu îl mănânc nu îi se potrivește și lui Răzvan. Că și Răzvan a mai încercat să... A încercat să devii vegetarian? Da, cât a ținut? O lună. Și după luna asta spune-mi exact ce ai spus. Vreau la KFC. I want KFC. Spune-o la tot. Nu, eu sunt prin definiție un carnivor, nu pot. Mi-a fost bine, nu pot să zic că am avut vertij sau cădeam. Da, tu gândește-te la un singur lucru. Noi ne întâlnim cu niște colegi de-ai noștri, cu niște prieteni. Vreau bere? Nu. Vreau un grătar? Exagerezi. Niște dovlecei. Invitația la grătar. Niște dovlecei pe grătar. Sau niște ciupercuțe, da, are micuțul un moment. Moment, da. Eu în viața mea, când eram cred că aveam vreo 17-18 ani, am făcut judo. Iar din cauza unei mișcări la judo, a fost singura dată în viața mea când mi-am fisurat clavicula. Uh-huh. Atât am avut rupt. Dumnezeu m-a salvat de toate ruperile de ligamente, tendoane și mai departe. Vreau, pentru că asta, știi, toată lumea se leagă, băi, spunem despre medalii, spunem despre campion mondial, european, olimpic. Da. Păi se vede doar vârful. Știi, se vede. Dar spune-mi, te rog frumos, care sunt oșcioarele pe care tu ți le-ai rupt până acum? Cred că aproape toate, nu mai puțin coloana, ceva. Doamne ferește, dar nu? Acolo a fost... În momentul în care mi-am rupt tendonul, mi-am salvat coloana cu mâna dreaptă și mi-am fracturat și mâna stângă, pentru că mi-am prins între șold și sol. Și așa mi-am salvat coloana. În rest am avut totul. Mă rog, și gâtul, dacă se încadrează la coloană. Nu. Deci gât, coloană, noadă, glezne, genunchi, rupturi musculare, coate, încheieturi, omoplați. Mai continui? Degete? Nu mai continui. Da. Că nu, și toate nu-mi place să... Da. În momentul în care tu te antrenai și când ai fost chiar la probă. Înainte de concurs mi s-a rupt tendonul și da, mai făceam câte o fisură, fractură înainte de competiție, era crunt pentru că trebuia să concurezi și te durea de... N-ai idee. Iar eu... Deci, de ce spun lucrul ăsta? Pentru că noi pierdem valoarea lucrurilor. Zilele trecute, zic că am întâlnit cu cineva și mi zice, cred că am o tendinită. Da. Băi, dă-te cu eu tu și ți-ai treci. Rupt câte oase și-a rupt Sandra Izbașa? Atunci calmează-te, frate. Îți trece, te dă cu cremă. La revedere. Deci în momentul ăsta îmi dau seama că tu, asta e o chestie pe care toată lumea uită. Și vrea competiție, vrea victorie. Uh-huh. Și stai puțin că toate victoriile astea se fac cu ruperi. Păi lasă lacrimile, lasă sudoarea. La urmă. Și îți dai seama că n-ai... Tu ți-ai rupt ceva vreodată? Clavicula. Și atât. Uite, mai aveți... Stânga sau dreapta, zi? Dreapta. Aveți lucruri în comun deja. Stii să... Noi facem asociația claviculiștilor din România. E bine cunoscută de altfel. Dar n-am făcut judo. Mi-am rupt în fața blocului la urs un bârlog. Era un... Înțelegi? Noi cu povești de astea te tentăm, Sandra. La cine? La ursul în bârloc? Ce ai zis?
Dar era un joc al copilăriei, Ursul în Bârlog. Nu mai știu exact. Era o chestie. Treceai printr-un tunel făcut din oameni, îți dau palme pe spate și am căzut cu clavicula într-un bolovan. Și bunica mea, că eram la bunici atunci, a zis, hai mă, că n-ai nimic, începe și faci niște mișcări. Și am dormit cu ea. Am dormit cu ea ruptă și a doua zi m-am dus la spital și mi-a pus un gips. Exact asta. În ziua respectivă. Deci cum mi s-a, băi, e ceva neregulă aici. Dar nu, știi, noi acum ne alintăm. Îți dai seama, pentru mine de poveștile Sandrei și nu-i place să povestească, sunt... Nu, e... Nici nu-mi place, să fie pe modul pentru... dramatic. Că au făcut parte din viața mea și am trecut peste. Ai făcut parte din viața ta. Și e normal să le povestești ca să știe și altceva. În momentul de față, tu îți dai seama că tu poți fi oricând și cred că ai fost și cred că o să zici da, am fost invitată la tot felul de speech-uri motivaționale. Da, am fost. Știam că era imposibil să nu fie eu te-aș fi invitat. Eu am niște oameni la care mă gândesc. Băi, atunci când mi-e greu, pentru că de asta contest tu în viața mea, atunci când mi-e greu, mă gândesc, stai mă puțin. Cuiva a fost mai greu decât, adică să te antrenezi 4 ani. A fost vreodată momentul să nu te duci la olimpiadă din cauza unei accidente? Nu, și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ferit. Chiar dacă m-am accidentat înainte de Londra, în februarie, mă rog, la paralele, aveam o altă coborâre și am scăpat bara, mi-a alunecat bara și m-am accidentat la genunchi și exista probabilitatea să nu particip în iulie-august la Jocurile Olimpice. Și am avut norocul, eu am o laxitate a genunchilor, mi se duc în interior și asta m-a salvat, practic, de o ruptură a ligamentelor. Și am stat cu inima cât un purice, pentru că îmi doream atât de mult și știam că... Și radiografie, bănesc, imediat sau ceva? Da, am fost la spital, direct. Mă rog, prin câte am trecut acolo, că te antrenezi o viață pentru momentul ăla, nu 4 ani, ci 16 ani. Și îți dai seama, să ratezi cel mai important moment este crunt. La cât ai început gimnastică? 4 ani. Exact când am început eu să vorbesc. Când eu deschideam gura, ziceam, da, lăsați-mă că am vorba, lăsați-mă pas atunci. Prima, exact. Păi e un tic. Deci asta, când face cineva chestia asta, mă distrează formidabil, pentru că voi vă întindeți practic... Bine, e și benefică acea prezentare în fața arbitrelor, pentru că te dezmorțești chiar dacă tu ești încălzit, dar aștepți până când se dă nota celelalte gimnaste dinaintea ta și în momentul în care te prezinți, practic te întinzi și poți să-ți mai pârâi și oasele. Așa folosim noi, pârâi. Ți le trozești, da, e perfect așa. Te-ai făcut vreodată Yumeiho? Mă scuzeți? În ce limba e asta? Yes! Amă că... Niște proceduri din alea. Băi, Yumeiho este o tehnică... Nu trebuie să te dezbraci, nu e vorba de cremă, e vorba de apăsare de tot felul de okay. mușchi. Și e un Yumeiho ăla care îți duce gâtul în stânga și îl face câc. Numai că anumiți oameni pot face chestia asta profesionist. Oarecum. Dar nici asta nu trebuie să o facem fiecare zi sau în fiecare săptămână. Da, odată la vreo două săptămâni. Dar atunci când o faci la două săptămâni, cîr-cîr-cîr. Exact, da. Cum ai zis tu. Da. Numai că voi vă utilizați membrele mult mai... Noi, eu oricum în fiecare zi, din păcate. Că ce altfel nu pot. Îmi trosnesc oasele. Că altfel nu pot să funcționez, da. Tu alergi dimineața? Da, în fiecare zi. Răzvan? În vis, nu. Stai, alergi sau nu dimineața? Nu, n-alerg. Răzvan alergă? Niciunul dintre voi n-alergă. Bicicletă? Mi se blochează genunchii. Tenis? Din când în când. Tu joci tenis? Am jucat și împreună. Am jucat, da. Voi jucați tenis? Da, ideea e că am pierdut dublu mix și am și pierdut. Eram într-o vacanță. Cu cine faceți voi dublu mix, mă? E, cu cine? Se găsește, stai că zi. Da. Unde în vacanță? În România, la... pe Valea Prahovei. Da. Așa? Și eram eu cu Sandra și cu tata. Așa. Să schimbăm două, trei mingi. Și taică tu știe tenis? El juca singur, eu cu Sandra în aceeași echipă și ne-a bătut. Până când a apărut un tip care stătea la gardă așa, agățat. Vreau și eu să joc cu voi. Zice, nu vă supărați, mă primiți și pe mine să joc? Da, da, mă, hai, vină și tu și joacă. Zice, dar cum se ține racheta? Că eu nu știu, n-am mai jucat. Da, și zic, Sandra, zic, fii atent, că zic, acum îi facem pe ăștia 6-0, se talpă. De unde?
Ne-am alergat tot terenul. Da. Dar ne pricepem. Ne pricepem, mi-am mai jucat squash. Da. Uite, eu o să-i dau acum telefon Anei Baniciu. Cred că este într-un podcast și ea. Dar poți să încerci. Nu, dar stai să am dacă am telefonul ei. E în podcast, nu? Da. Ana Baniciu. Nu am telefonul ei. Trist. Dar nu mi l-a dat niciodată. 072, nu? Poți să mi-l zici? Bine. Îl știi pe de rost? Nu, nici chiar. Nu, doar nu pe al soțului meu. Nu, și pe al părinților. Da. Adică în cazul în care... Eu știu doar la secretarii mele. Asta e șustă? Nu. Cum nu știi numărul Anei Baniciu? Jur că nu știu. Îl știu pe al lui taicăsu. Eu numai cu taicăsu mă... În concerte. Nu te cred. La sala Palatului am fost cu... Nu da, te cred, nu ți-l dau. Nu te cred, nu ți-l dau. Vorbesc serios. Că mă uit e șustă. Nu e șustă, mă, nu vă uitați să strigați și dată. Zic telefonul 07. Ți-a spus că e intuitivă. Stai. A ghicit, e vine. E aici? Nu e aici. O chem cu apă, o chem dar cu ceva, cu ce vreau eu dar și vine. Dar te rog din suflet să continuăm podcast. Hai să ne prefacem că nu e. Nu e. Cum mă iubire dacă ți-ai zis că e în... Băi, eu m-am uitat pe Instagram. Eu urmăresc pe Instagram pe la mare. Păi și Ana Baniciu are niște costume de baie foarte frumoase. Care e ultima postare? Ia vezi. Cum să o deranjez eu pe ea? Trebuie ea să... Așa. 07. E aici. Stai că eu mă ridic și... 0721. Nu e, mă. Nu e? Iartă-mă că sunt chiar. Poate se pogărăște acum. Da. Pe modelul Ninja. Acum risc... E cu bip, e primul ăsta cu 400, nu? Da. Bun. Deci, e aici, mă. Pentru prima dată aș fi telefonul Anei Baniciu. Da, ce onoare. Vreau, nu, vreau doar nu, să păi dau telefon, l-are. Să pun un meci de... Cu siguranță nu o să răspundă, pentru că nu îl are. De pe celălalt telefon. Ți-a dat respins. Nu, nu mi-a dat respins deocamdată. Știi de ce? Vreau doar să fac o programare de meci de mixt. Înregistrează. Lasă-i un mesaj. Nu l-avea, că am văzut că nu era... Da, dar ăsta e alt telefon. Sanda, crezi că îți fac eu șuste de-astea, farse de-astea de deplasate? Da, dar deplasată nu ar fi dacă ar veni Ana aici. Brenciu. De fapt, nici nu... Na, acum, dacă mă sună bine, dacă nu. Da. Eu de obicei nu pun peste, dar nu știu cum prefer tu. Nu, te rog, insist. Vrei tu? Nu. Eu nu vreau șpriț, eu vreau ca de la mama lui. Păi nu vin dacă vrei să-ți mai pun. Nu, te rog, din suflet, ești un drăguț. E primul invitat pe care l-am. Alo? Alo? Ce faci, dragoste? Vai, bine să la Chibul că în podcast, în direct, și am zis că mă sună Brenciu și am în direct, adică se filmează, și am zis că mă sună Brenciu și m-a rugat să te spun aici, te deci te auzi, ca să știi. Talentatul din Iași, Radu Țibulcă? Exact. Îl urmăresc. Da, vrei să mai vii și tu la podcastul tău cumva? Auzi, tu ai FaceTime? Da, hai, intră pe FaceTime. Deci, ce frumoasă ești, cât de frumoasă ești astă seară. Și eu te-am prins cu Țibulcă prima oară. Dar în fața mea este un cuplu, pentru că și eu sunt la podcast. Anet! Cine acolo? Uite! Te pupăm, da, Anet! Bănică, ești de timp ei, măi! Da! Nașa mare! Ce cu nașul? Ea e nașa mare. Nașa mare, ea ne-a nașa făcut... Spirituală, nașa spirituală, este... Nu e nacte, nu e nacte. Nașa spirituală! Nu e nacte, fiindcă urmează și ea tot insistăm da, să... Ești formidabilă! Hai să fii de aici, spune-le tuturor că... drag Radu, iartă-mă că te deranjez! Voi beți vin roșu! Noi bem vin alb! Ce tare! Și eu... Și cafeluță! Ca între noi podcastiștii! Mănăstirea podcast. Auzi, fii atent aici. Vreau să spun un singur lucru. Radu, iartă-mă că te deranjez. Suntem aici podcast în podcast, Radu. Podcast. Cred că e prima dată în istoria podcastului când se întâmplă așa ceva. Dar vreau să spun un singur lucru. Vreau să spun că eu am înțeles că tu joci tenis, Ana. Joci tenis. Și vreau să fac un mix. Tu cu mine și soțiorii amândoi. Știi? Pentru că ei au zis că sunt foarte bun. Răzvan și Sandra mi-au zis că sunt bestiali la... Eu știam că Sandra e bună la sărituri, nu la tenis. Mi-a sărit în ajutor de mai multe ori, ai dreptate. Nu asta vreau să spun. La tenis e foarte bună. Tenis. Da? Da.
Și vreau să spun, dacă ești liberă săptămâna viitoare, să ne vedem la un tenis. Noi patru. Hai, dragă. Hai, dragă. Perfect. Am stabilit și asta. Dar, fetelor, poate vreți să vă spuneți ceva. Ia un că nu mai pot să țin. Hai să facem un schimb acum. Veniți voi la Țibulcă și vin eu la Brenciu. Haide. Avem, ia uite cu ce. Iartă-mă, iartă-mă, dar nu vreau frumos ce. Noi avem și de mâncare. Uite, deci ăsta este falafel. Și hummus. Da, dacă vreți, voi, Radu, vino, mamă, încoace. Acum este din cuptor, a pregătit Țibulcă o friptură din aia cu pireu. Iartă-mă, nu mai insist. V-am sărutat, v-am îmbrățișat. Mă bucur foarte, arăs foarte bine. Iar costumele aia de baie de pe Instagram... Dacă le vede tactul, îți tragi o mamă de bătaie că nu te vezi. Le știe, le știe. Pupă și pe ei. Pupăm și noi, Anet. Vă mulțumim, mulțumim foarte mulțumim. Frumos, vă îmbrățișăm cu drag. Ne vedem săptămâna viitoare la tenis. Ciao, Radu! Și noi, pa! Pa! Deci, Sandra așa. Ar face revoluție în sport. În comentarii de sport. Fie, Sandra. Eu l-am invitat pe Mățăoan. Mățăoan, de ce n-ai jucat bine? Păi, Sandra, nu mai ești, nu mă, Sandra, nu pe mai. Mine. Trebuie să joci bine. Da. Da, îl avem pe telefon pe Mirel 2. Măi, Mirel, te rog frumos, nu așa se face strategia. Deci, cred că i-ar lua pe toți la bani mărunți. Un fel de Radu Ban. Păi da, sigur că da. Păi da, ce, Mirel 2 selecționer și Mățăoan la Galatasaray acolo. Nu. Da. Ne amuzăm în fiecare seară, da. Da, ne mai uităm la Radu Ban. Da, nu, tu cu Banciu, tu cu podcastul. Deci, gândiți-vă, noi trebuie să plecăm de aici cu planurile pentru 2022. Absolut. Eu cred că deja se vede clar la tine. Critic sportiv. Nu critic muzical, nu. Critic sportiv. Și pe acolo mă mai bag, da. În limita bunului simț. Aaaa. În limita bunului simț. Dar eu dau doar niște sugestii, nu mă iau ca și când n-ai făcut bine. Îți zic ceea ce m-a deranjat pe mine. Vreau să te întreb dacă tu, dincolo de selecțiile pe care le faci, primești mesaje de la fani. Mai primesc. Mesaje de la fani, da. Vrei să spui că primeai mai multe și după căsătorie primești mai puține? Primeam mai multe după o competiție, dar primesc și acum. Contează foarte mult și ceea ce faci. Că dacă nu ești activ, cum eu nu am mai fost... Uite, te întreb pe o Instagram, chestie. Pe Instagram, pe Facebook. Dar da, am din toată lumea. Da, da, tu ai și pe Facebook și pe Instagram. Da. Și pe TikTok? Am și pe TikTok câteva, doar că nu am insistat foarte mult cu TikTok-ul. Avem câteva puse pe dreapta, urmează să le dăm drum acum în 2022, în care să revoluționăm TikTok-ul. Trebuie să ne găsim o nișă. Mie îmi plac și filmulețele astea amuzante sau să preiei voci și așa mai departe. Nu știu dacă mă caracterizează neapărat, dar pe mine asta mă distrează. Dar consumăm mult TikTok, ne uităm mult la TikTok. Ceea ce, dacă îți place ceva, cu siguranță o să aibă succes. Păi am mai încercat, am pus și niște filmulețe, un filmuleț a mai rămas, cu sport și nu a fost atât de apreciat. Bine, ce-i drept a fost la începutul TikTok-ului. În urmă cu 12 ani erai în competiții. Da. Ți-ai făcut prieteni între celelalte competitoare ale tale? Prieteni. Mult spus prieteni. Nu era, adică nu vă apropiați, nu era timp să vă apropiați? Sau, adică păi niște după competiție, tu ai o seară de banchet. Adică atât. Câteva ore unde socializezi, mănânci, mai bei câte ceva, la hotel, avion, acasă. N-ai timp să îți creezi prietenii, dar așa ca și... Apreciere am avut, apreciere față de Oxana Șovitina, față de, am prins-o și eu când eram mică, pe Svetlana Horkina. Aha. Adică așa, ca respect, dar în rest... În partea americancilor? În partea americancilor nu prea, că fiecare stătea așa cu grupul, era mai greu să adică tu vrei să spui că... Dar Mihaela Mărunii am vorbit așa un pic cu ea, da. Cât să vorbești cu ea. Deci, practic, e imposibil să legi niște prietenii. N-ai cum. În urmă cu un an, când am văzut un extraterestru. Da, pentru că, dragul meu, Sandra a avut o relație cu un extraterestru. Asta trebuie să-și spun. Mi s-a părut incredibil să te văd la un concurs de genul ăla.
Păi am și spus că sub mască poți să faci ceea ce-ți dorești și a fost un vis de-al meu de a cânta pe scenă, că a fost în cadrul unei emisiuni și mai bine, da. Că dacă era să am concert și să mă cheme așa. Că... da, da, da. Așa. Și... practic, nici n-am putut să mă bucur foarte mult de competiție, pentru că am cântat o piesă și am ieșit. Dar m-am bucurat în același timp că am cântat o piesă pe care eu tot fredonam încă de când eram copil și mi-a fost ușor. Exact asta, mă rog, vreau ușor. Neapărat. Exact asta vreau. Exact asta vreau să fredonăm. Dar, puțin, pentru că mie înțelegi. Mi se pare atât de frumos să fredonezi. Ca să înțelegi, aici eu m-am ajutat altfel. Am cântat-o mai pe acustic ca să pot să reușesc să cânt genul ăsta. Deci nu-ți fă probleme, noi suntem acusticul personificat. Voi cântați și eu dansez. Nu, eu te las pe tine și pe Horia. Nu. Îți mai aduce aminte cum am dansat, că ziceai cu, tu bestial. Că am făcut cerculețe sau rombulețe sau nu mai știu ce ai spus atunci. Bestial, mișcările. Dar dacă eu mă comportam cum m-ați cunoscut, bine... Oricum, cred că s-au prins mulți că sunt eu. Nu s-a prins nimeni. Nimeni nu te-a recunoscut. De ce? Pentru că, mi se pare. Pentru că tu, de obicei, peste tot în aparițiile tale, erai foarte clară, erai foarte precisă. Aici îți făceai de cap. Păi eram extraterestru, puteam să fac ce vreau. Nu? Pentru chestia asta, eu vreau să ne cânti doar refrenul. Nu pot să cânt eu așa singură. Cântăm cu toții. Cu câteva minute în urmă îți atrag atenția că a cântat din propria inițiativă. Păi așa când mă mai surprinde, pot. Dar asta nu... Să zicem că te-a surprins. Doamne și domnilor, ne întoarcem în urmă cu un an și ceva. Sandra is... Nu că, do you make me dance? Iar acum, pe scena de la Masked Singer, România, vine chiar acum un extraterestru care ca va cânta live. Și sună așa. Așa. Mr. Saxovic. Deci tu îți dai seama că are voce, știi? Dar nu... Eu i-am mai spus și are memorie muzicală, are memorie muzicală fantastică. E formidabil. De ce fetele au modestia asta exagerată? Nu știu. Răzvan, e o problemă a societății noastre. Eu am încercat să-i dau curaj. Da. Și ce vreți să-mi fac album acum? Absolut! Absolut! 1, 2, 3, 4! You make me dance, bring me up, bring me down, play it sweet, make me move like a freak. Mr. Saxo beat, make me dance, bring me up, bring me down, play it sweet, make me move like a freak. Mr. Saxo beat, you make me dance. Break me up, break me down, play it sweet, make me move like a freak. Mr. Sexo beat, make me dance, break me up, break me down, play it sweet, make me move like a freak. Mr. Sexo beat. Cred că avem o dedicație specială pentru Răzvan de la un extraterestru. Băi, senzațional. Deși iar îndrăgi. Încă se aude bine. Știi ce îmi place mie? Că încep să faci așa. Sandra, fii atent, Răzvan. Da. Oriunde te vei duce, orice vei spune despre Sandra, îți propun această caracterizare. Și, Răzvan, cum este soția ta, Sandra Izbașa? Te uiți așa la cameră și zici, soția mea e ca o locomotivă. Da. Ciu-ciu. Ea, când mă întâlnesc cu ea, stă liniștită în gară. Dar odată ce se pune în mișcare, nu se mai oprește. Ciu-ciu. 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 Ciu-ciu nu se mai oprește. Ciu-ciu. Și iarăși ciu-ciu. Băi, deci, păi așa îmi spunea și domnul Belu. Când pornești ca o locomotivă, nu te mai oprești niciodată. Așa îmi spunea și domnul Belu. Că eu sunt ca o mașină din aia veche, care odată ce o pornești, merge și nu se mai oprește. Exact, asta e diferența între mine și Octavian Belu. El vede o mașină veche, eu văd o locomotivă nouă, japoneză. Da. Spune-mi, l-ai mai sunat vreodată în ultima perioadă pe Octavian Belu? Păi a fost și la cununia noastră. Pe bune? Da. Cu bine, Mariana? Fără doamna Mariana. Dar doamna Mariana a fost alături de noi prin domnul Belu. Colaborarea cu ei a fost doar la Deva sau în București? Nu, doar în București, la Izvorani, din 2010 până în 2013. Și apoi m-a retras.
Dar a fost foarte benefică acea schimbare. Acel colectiv ca să înțeleg eu exact. Pe care l-aveam, zi. Orice antrenament de genul ăsta pe care l-ai, tu nu te duci acolo și după aceea pleci unde vrei tu. Nu, unde ești de capul tău. Tu te duci acolo și stai lotului, acolo da. Cât timp? Am plecat de la 12 ani și m-am întors la 24. Faptul că am făcut aceste schimbări de la Onești, Deva, Oneștiul a fost perioada de juniorat și Deva perioada de seniorat și apoi a venit domnul Belu cu doamna Mariana și ne-au preluat la Izvorani și am continuat până la finish. Ai mai fost vreodată în ultima perioadă în Deva? Nu, dar mi-aș dori să mergem împreună, să-i arăt istoria pe unde am... Eu asta aș face, dar fii atent aici, vezi că trebuie să faci... Și după aceea tu du-o în copilăria ta, prin Bali, prin Seychelles, prin Maldive... Cum ai fost în copilărie? Prin Buftea. Ai fost vreodată în Buftea? Normal că am fost în Buftea. Da, ți-a arătat... Nu mi-a arătat unde... Unde a jucat în telenovele și... Dar i-am spus povestea. I-a arătat unde ai sărutat toate fetele. Am văzut. Ce ai văzut? Se redifuzează acum niște seriale pe... Și mă uit. Le-a știut totul. Răzvan, toate întâlnirile tale senzuale din telenovele, soldate cu săruturi... Așa. Au fost benefice pentru antrenamentul tău pentru Sandra? Nu. Păi e unică și repetabilă. Cum pot să mă antrenez eu în filme cu alte domnișoare actrițe ca să pot să ajung la inima soției mele? E vorba de experiențele pe care le-ai avut în film și în viața de zi cu zi care te pregătesc pentru jumătatea ta? La tine nu s-a întâmplat așa? Filmul film? Viața reală? Viața bate filmul? Na. Dar o să vreau să povestesc dacă mai avem timp. Te rog, te rog. Așa. Cum am ajuns eu, fiindcă ție ți-am povestit, dar nu știe neapărat toată lumea, despre faptul că eu pe Horia îl știu de 27 de ani. De la 3 ani. Eu aveam 3 ani de zile, da? Horia era prieten cu tatăl meu și Horia la vremea respectivă prezenta mini-top. Eu fiind un copil extrem de introvertit și... speriat așa un pic de bombe, că nici la grădiniță nu-mi plăcea să-mi spun poezia. Gata, plecam. Horia tot insista să merg la TVR, la Tip Top Mini Top și bineînțeles că am refuzat invitația, îmi cer scuze, uite, de asta am vrut să deschid subiectul ăsta. Niște ani mai târziu, aveam, nu știu, 5-6 ani de zile, era pe HBO o emisiune Behind the Scenes și vedeam filmul din spatele filmului și mi se părea atât de interesant despre ce e acolo, încât am aflat că la Buftea se întâmplă ca în ce se întâmpla pe HBO. Și am spus Lutei că mi-o du-mă la Buftea. Bă, când ticule, tu erai la Beijing, eu eram în filmul serial la Buftea. Da, dar asta un pic mai înainte, că până să ajung atunci, aveam 5-6 ani și tata mi-a zis, bă, tăticule, nu se poate, mă, că acolo e o poartă, e încuiată, e un nene, nu ne lasă, că noi nu suntem actori. Vreau la Buftea. M-a dus la Buftea, am ajuns la barieră pe strada studioului acolo și a zis, domnule, nu se poate să intrați. Bun, m-am calmat. Niște ani mai târziu, serialul de mare succes în care Hori era protagonist, Om sărac, om bogat. Eram fan. Mă uitam, era cred că în fiecare zi pe la 5:30 după amiază, veneam de la școală, frumos, mă uitam, fan. Și zic lui tata, zic, mai ții tu minte acum niște 7-8 ani de zile că eu am vrut la Buftea și zic, mie îmi place serialul, de Horia nu mai zic, poți să-i dai și tu un semn dacă aș putea să merg acolo să văd decorurile, să-i cunosc eu pe actori. Mai târziu am ajuns să joc cu Mărgineanu, cu Alex. Da, fiul meu, un film. Și Horia, da, sigur că da, vă aștept, nu știu ce, am ajuns în pauza de masă. Și am făcut niște poze pe acolo prin decoruri și Horia a avut inspirația de a întreba, bă, tu vrei să te faci actor? Eu de rușinea lui am spus da și m-a trimis să completez o fișă de casting. Mihai Ghior pe vremea era... Mihai Ghior, da. Așa, am completat o fișă de casting, am plecat acolo ca cel mai mare actor de pe strada pe care locuiam în Diham Titan și am așteptat a doua zi să-mi sune telefon. Nu m-a sunat nimeni. 2 ani mai târziu am fost chemat la un casting pe care nu l-am luat. Era cu un pas înainte în difuzarea atunci și m-au chemat pentru sezonul 2. Am fost la 2-3 castinguri pentru cu un pas înainte pe care nu le-am luat pe motiv că eram prea mic, eram prea mare, că nu știu ce. Și a 4-a oară când mă sună, eram deja elev la liceu și i-am spus lui tata, zic, bă, mâine mă duc în Buftea că uite, am un casting. Și a zis, bă, tăticule, fii atent. Dacă vrei să te faci actor, când termin liceu, te duci la un ATC, dai acolo, te faci actor și aia, că deja ai absență. Și a zis, bine, ai dreptate, nu mă duc. Și am fugit. Și m-am dus și am luat casting pentru un serial de televiziune care ulterior nu s-a mai făcut. M-au sunat la câteva luni după casting, gata, s-a aprobat distribuția, nu știu ce.
Și pe urmă, știi, nu se mai face, că probleme de buget și așa mai departe. Am picat, o săptămână am stat cu capul pe la liceu, varză, și la un moment dat, într-un weekend, mă sună un număr pe care nu-l cunoșteam, dau respins, iar mă sună, iar dau respins, zic, cine este? Roxana, nu știu cum, știu cum, Roxana Ianuș, mi-a rămas chestia asta, Acasă TV, îmi făcuseră un personaj, îmi dezvoltaseră un personaj în Îngerașii. Îngerașii, care da. Era deja în difuzare. Și m-au chemat, am jucat în Îngerașii, după care Îngerașii am prins, nu știu, 40 de episoade, pe urmă State de România, pe Pro TV, tot integral și iubire. State de România, da. Și iubire și onoare. Și de asta vreau să îți mulțumesc acum public, fiindcă ești parte din destinul meu. Fiindcă dacă nu erai tu atunci să spui, bă, băiatule, completează-o de asta și fă două, trei poze, poate că nu ajungeam să fac serialele cu siguranță, poate nu făceam facultatea de actorie și mai departe nu mă angajam la notara și îți mulțumesc, Horia. Eu îți mulțumesc foarte mult că ai spus lucrul ăsta. Da, am pierdut noțiunea timpului când mi-ai povestit de asta, dar pe parcursul cuvintelor tale mi-am adus aminte cum s-au desfășurat lucrurile, dar era așa un fel de emulație, iar tu aveai ceva, aveai o dorință ascunsă. Știi că asta e vorba în anumite situații. Băi, intuiești omul, vezi în gesturile lui. Adică corpul tău spune mai mult decât vorbele tale, știi? Ceea ce faci, privirea ta, strălucirea ochilor spune mai mult decât cuvintele ar spune vreodată. Tocmai pentru asta, eu acum vreau să dau un test actoricesc cuplului vostru. Da. Pentru că, poate nu știi, dar în urmă cu un an și ceva... O, știu cum să nu... Și soția știe, ta a jucat cum într-un să film. Știu, aș vrea să fac o glumă. Un film... un film în care a avut mai multe replici decât mine. Asta spun de la bun început. Ba da, și e inevitabil. Mi pentru se pare că te alinți aici, dar nu, la început. Nu. Ai mai multe. Nu? Faptul și a avut mult mai puțin. Multe de tras. Și vreau să zic că am avut, când Iura Luncașu v-a dus la într-un loc splendid, undeva în munții, nu mai țin minte pe unde v-a dus Iura să filmați. Pe la Văliug. Așa, pe, la exact pe la Văliug. Eu am zis, ah, cred că a fost una dintre, pentru că erau, cine era... Ca și fete? Sally sau? Era acolo. Da, Augustin Viziru. Viziru era acolo. Diana Dumitrescu. Și din Monica către... Burlădeanu. A, așa, așa. Giulia Ziana Baniciu. Ana Baniciu, da. Cristina Visterneanu, Oana Moșneagu. Așa, așa, așa. Așa, așa, așa. Iar toate fetele respective. Mălele. Mălele, da. Bogdan, corect. Bogdan. Iar de fiecare dată, ca să înțelegi filmul cum a fost. Eu am fost în secvența de început. Toată lumea a râs în sală, așa. Iar după aceea eu îmi luam la revedere, pentru că eram undeva de la minister, trimis de la minister, și mă întâlneam abia la sfârșit când toate erau gravide. Doamne ajută. Și în sensul acesta vreau să spun că suntem experimentați la capitolul ăsta. Ia că am să vedem. La mine. E scris de Tarantino, da? Tarantino sușitare. Doamnelor și domnilor. Mai o noapte furtunoasă. Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război. Nu am vrut să fac pe asta pentru că nu-i cazul și hai, avem la bombe lacrimogene aici. Dar yeah. Eu cred că toată lumea nu v-a văzut niciodată. Tu, actor profesionist, nu e actor amator, draga mea. Păi amator, eu de asta nici nu prea mă bag. Că... Dar v-ați descurcat excepțional. Mulțumim, e. Ești un drăguț. Ești un drăguț, ești un drăguț, Răzvan. Mulțumim. Unde e caseria? Drept pentru care... Vreau să vă spun că ce se întâmplă în următoarele minute este așa. Cine e? Sandra e veta. Nu sună telefonul și mă întreba cine e. Nu poți să răspunzi. Cine mi-a sunat telefonul? A, da? Și nu știu cine e. Dragă? Poate e cine mai important. Colegul meu de la teatru. Cine? Un coleg de la teatru. Un coleg de la teatru. Să sune. Spune că dai un casting. Deci nu, facem așa. Cum? Sandra e... Cum? Ai auzit? Vezi că o sună acum pe tine cu mine. Atenție! Deci, Sandra Eveta, soția lui Jupân Dumitrache. Și trebuie să o strig? Hai să mai punem, acum începe podcastul. Hai sănătate, numai bine! Vezi că trecem pe roze după aceea. Păi trecem, normal. Fii atent aici, nu! Dacă e Veta, aș... Stai, ești Veta, soția lui Jupân Dumitrache, amanta lui Chiriac. Eu nu joc un rol de amantă. Eu vreau să fiu principal. E de...
Băi, tu, eu cred că acasă e un fel de distracție pentru tine. E. Păi ne distrăm de dimineață până seara. Asta vreau asta, să faci. Asta ne place super. Deci fii atent aici. Așa. Tu acum trebuie să te distrezi. Păi mă distrez. Atenție, că atenție. Îți dau datele personajele. Imediat să-i arăt și soțului meu. Ce? Hai mă, iubire, lasă. Cine? Eu, prietenă. Cine? Vreau să o cunosc! Nu ți-arăt acum! Termină! Hai că sunt curios și avem aici de jucat. Da, 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 uite, vezi, actorul zice. Păi deci fii atent de aici. Voi doi aveți o relație. Sunteți amanți. Păi, nu, în calitate de amantă. Tu acum, Sandra, lasă știrile sportive. Acum jucăm două roluri. Fii atent aici. E prima dată că jucați un rol amândoi? Eu îl mai ajut să-și repete. Asta vroiam să aud. Doar că eu nu intru chiar atât de mult în personaj. Acum trebuie să intri. Nu astăzi. Așadar, ăsta e al tău. Mulțumesc. Ăsta e al tău. Superb. Dragii mei, ce plăcere mai mare. Dar în 2000. Eu nu sunt, doar voi doi jucați. Ce? Eu mă bucur de voi și vă fac avanscena. Dragii mei, eu acum vă introducere la moment. Voi citiți-vă versurile cât mai aveți de citit. Vedeți că aveți de jucat două pagini. Aveți mai multe replici decât mine în filmul lui Iura Uncașu. Mulțumesc, Iura, încă o dată! Drag urmăritorule, oricare ai fi tu, de unde oriunde ai fi tu, îți atrag atenție că pentru prima dată cuplul Izbașa Bănică va juca un rol. Veta și Chiria. Dacă ai nevoie. De ce? Că vreau nu, să dar nu trebuie să spui. Nu, trebuie să joci. Nu. Dar ce, o noapte furtunoasă sau căști? Termină cu prostiile. Da. E pentru prima dată în 2022 când un cuplu joacă, atenție, nu mai ești iubita lui, ești amanta lui. Știu? Nu știu dacă mă potrivesc în rolul de amantă. Vom vedea imediat! Eu nu sunt o falsă! Minciuni! De capul meu! Atenție! Yeah. Eu vă dau acțiune. Atenție! Motor! Sunet! Check! Acțiune! Dumneata m-ai chemat? Eu? Nu! Păi Spiridon mi-a spus că... Da, am zis lui Spiridon să-ți aducă mondirul. L-am cusut. Mersi. Pentru puțin. Poarta... am închis-o. Bine. Mă rog, aici e... Alt nimic. Nu mai e să-mi poruncești? Ce? Eu să-ți poruncesc dumitale? Să-mi poruncești, firește, nu mi-ești stăpână? Nu sunt slugă în casa dumitale cu simbrie? Bine, domnule Chiriac. Bine, zi înainte. Că n-ai zis destule. Așa. De ieri seară până acum, cum ai petrecut? Da. Ți-ai bine așa? Da. Îți pare bine de ce ai făcut? Nu știu să fi făcut nimic, dar nu-mi pare rău că s-a întâmplat așa. Mm-hmm. Și mâine seară mergi iar la Union? Dacă vrea dumnealui să mergem, trebuie să merg, firește. Aha, ca să te curtezi cu ampleatul dumitale, nu? Domnule, te-am rugat să fii bun, să nu-mi zici vorba asta. Dacă n-ai avut destulă vreme să mă cunoști, păcat. Eu te credeam pe dumneata mai deștept. Jură-te încă o dată. Să mă jur? Eu? Nu m-am jurat. N-am plâns? Cu ce m-am ales? Nu mai jur, pentru că și așa nu mă crezi. De plâns aș mai plânge, dar nu pot. Ăla e, bravo! Da, ești ce plânat. Bravo! Am luat castingul? Yeah. Tu iei toate castingurile de pe lume, draga mea. Îmi pare rău că spun chestia vreau asta. Vreau să fie... Iartă-mă, dar tu ai adus vorba și vreau să stabilesc. Care este relația de rugădenie între tine și Ștefan Bănică? Suntem rude, mai îndepărtate. Și cred că ăsta e răspunsul. Relația pe care o am... De rudenie. Da, e o relație de rudenie. Sunt un nepot de al lui. Bunicul meu era văr cu tatălui Ștefan, cu domnul Ștefan Bănică. Senior? Senior, da. Numele ne leagă, fiindcă purtăm același nume. Întâmplarea face să practicăm și aceleași meserii, din tată în fiu, în nepot și așa mai departe. Așa s-a legat destinul, da. Da? Și altfel, relația pe care o am cu Ștefan e una de respect. Ne auzim de sărbători, de ziua lui, la telefon... cât un mesaj și... Dar cu mine jucați tenis, nu cu el.
Cu tine, dacă vrei să faci o echipă cu el. Poate vrei să faci o echipă cu el și noi doi împreună și facem un match demonstrativ. Ce spui de propunerea asta? Horia, hei! Nu dau pe Ana banii, ci pe nimeni! Am înțeles. Nu, eu când promit ceva, Răzvan, ca să înțelegi. Da. Când îi promit ceva Nebaniciu, am înțeles. Eu nu. Eu ți înțeleg întrebarea, fiindcă se tot afirmă în presa tabloidă de faptul că nepotul lui, mm-hmm, nu Răzvan Bănică, ceea ce până la un punct a fost o presiune, fiindcă e o cruce destul de grea pe care trebuie să o porți, mai ales făcând aceeași meserie. Numai că consider că până la 30 de ani, câtuși de puțin am demonstrat că pot să-mi fac meseria și pot să-mi o fac singur și prin talentul și inspirația pe care mi-o oferă Dumnezeu în fiecare zi și soția mea, bineînțeles, și atunci, de multe ori, da, poate că s-a exagerat cu apelativul ăsta, știi, nepotul lui Ștefan Bănică, nu știu ce, nepotul lui Ștefan Bănică. Stai, dragă, liniștit, că și pe mine mă confundă cu Stana Izba și adu-ți aminte de ce mail am primit și la sfârșit mi-a zis ceva de când mai scot o... Da, a primit un mail de la un tip care spunea că are niște probleme și cerea ajutorul Sandrei, dar era un mesaj, un mail de 3-4-5 pagini. Și ce sens să cerea ajutorul? Financiar, ca să-și cumpere un laptop. Ah, credeam că se scâte ceva. Nu. Și la final îi spune tipul respectiv, Sandrei, în mail: PS, îmi plac foarte mult melodiile dumneavoastră, aveți o voce extraordinară. Mișto. Era cât pe ce să-i trimită banii, știi, până să citească PS-ul. PS, dar tu, practic, tu ai două soliste în tine. Da. O ai pe Stana. Așa, care nu e în mine. Așa. Și o ai și pe Sandra. Ce e asta? E un lucru tău, ar trebui să îmi văd foarte clar numele. Bineînțeles că nu o să te chinui. Păi te rog. Și mulțumesc. O să spun doar un singur lucru. Open up your eyes. Fii atent. Eu scând chestia asta. Thank you. Please. Sandra era una dintre cele mai frumoase soliste pe vremea mea. Păi și acum, din când în când, vrea să vină, dar a fost oprită de pandemie. I'll never be Maria Magdalena, tan, 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 tan. Nu? Maria Magdalena. Uite ce... Ăsta-i podcastul meu, nu mai cânta. Ușor cu cântatul. Mă enervează chestia asta. Mă ia pe servicior. Open up your eyes, get to realize, here I stand with my everlasting love. Need you by my side, gonna be the night, gonna be the night, everlasting love. Open up your eyes, then... Eu știu și... N-am repetat. Nicio problemă, repetăm acum. Un, open up your eyes. Un, doi, trei, și... An, zwei, drei, vier. Open up your eyes, then you realize, here I stand with my everlasting love. Need you by my side, girl to be my bride. You... Ăsta era, bă, ăsta trebuia să-l cânti, băi! Nu, că eu nu cânt, adică eu... Ăsta trebuia să-ți cânte la bride. One, two. One, two, three, four. Open up your eyes, then you realize I stand with my everlasting love. Need you by my side, girl to be my bride. Never be denied, everlasting love. You are my everlasting, you are my everlasting love. Thank you. Asta a fost doar o încălzire. Așa. O încălzire. Pentru că vine chiar acum o piesă. Da, ce credeați că o să veniți aici? Da, place că ești, da. E repertoriul meu. Ai nimerit două. Asta avem nevoie de două. Tot am nimerit la tine. Da, tu ai plusat cu Maria Magdalena, ceea ce mi se pare senzațional. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați venit la un podcast plin de muzică. Dați subscribe, voi cei care faceți sport în fiecare zi. Pardon, și care vreți să faceți sport în fiecare zi, dar nu apucați. Și acum să dea subscribe și cei care stau împreună. Și se țin de mână și cântă melodia asta. Stai. Atenție. S-a prins de ceva. E un șiretlic al Sandrei. Gata. Come on, baby. Cine începe? Tu. Eu. Cine întreabă?
when the night has come, and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. That's fun. No, I won't. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Sandra, darling, stand by me. Oh yeah. Oh, stand by me. Stand by me. And darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Observați ușor la masa asta cine este cerebral și cine sunt nebunii. Horia Brânciu. Woohoo! Yeah. Stand by me. Sandra Soprana se întoarce din nou pe Marile Șervele. Deci, băi, i-aș vedea așa. Sala Palat. Da. Nu vreau să vă iau locul. Eu nu vreau să... Nu. E o chestie pe care o premeditez. Poate tu? Nu? Cine să pup? Dar o să pup și pe cineva? Da. Uite paharul, Horia. Da. Hai la mulți ani, 2022! Deci, toată viața mea, de mic copil, mi-am dorit să fac flic-flac. Toată viața mea. Acum bănuiesc că nu vrei să-l faci aici. Doar tu trebuie să-mi spui un singur lucru. De ce am nevoie să fac flic-flac? Nu, de multe. Deci nu mai fac. Poantele le are. Poantele le are, da. Dar... Poantele le are. Deci... fac așa, da, și picioarele vin așa. Așa, da. Dar mai bine nu. E mai bine pentru tine. Mai avem nevoie de tine în podcasturi. Dar ce se întâmplă dacă îmi dau picioarele pe... Dar vin așa și așa, așa. Iartă-mă, am văzut asta la fotbal. Se înscrie un gol și omul face flic-flac. Nu toți. Ai văzut că nu toți se aruncă. Nu toți, pentru că nu toți bagă gol. E normal. Răzvan, dacă greșesc ceva, mă atenționez imediat. Chiar așa e, chiar... E greu. Pornești de mic. Să înveți elemente de bază, să înveți mai întâi cum se face o lentă, mai întâi podul. Scuze-mă, podul de jos, se învață podul de jos. Nu. Tăiați asta la montaj. Poate faci... Doamne, ferește. Deci așa? Da, așa. Mă rog. Nu mai e bine stai pe scaun. Asta zic. Ai mâncat. Lasă să se așeze. Dar nu, am mâncat. Nu, trebuie să fac asta fără să mănânc, îmi pare rău. Fără să mănânc. Uitasem, e lege. Normal. Puteam să fac podul dacă nu mâncam. Da. Avem ceva de mâncare? dacă nu mâncam, făceam podul. Știm, practic, dar mai e și mâine o zi. Da. Pun palma asta așa. Ia, ce s-a întâmplat? Mulțumesc, Andrei. Nu, ne tot aduce de mâncare, noi suntem mai drăguți. Da. Am crezut că e tot, am crezut că ăla e desertul. Wow. Uite ce... Răzvan, aici nu suntem la... Știi că nu n-am mâncat nimic până acum, nu? Chiar n-am mâncat nimic. Păi asta e pentru voi. Să știi că eu aici nu suntem la cantonament. Cu ea se vorbește, nu? Aici suntem la antrenament. Uite, asta e a ta. E mai safe. Asta e a mea. Asta e a ta. Așa. Și asta e a mea. Nu știu ce mi-a venit mie lingura. Stai lingura? Nu, luați lingura. Nu. Și uite, să vadă... Nu, asta... Ce este asta, surimi? Asta este șaulău african din Deva. Oh, bun. Iar asta este pelican. Tu n-ai publicitate?
Nu, nu am primit. Ba da, în publicitate. Mai mult în publicitate, nu uitați, și, pentru cei care au pescuit un pește la viața lor, dați subscribe. În momentul de față, avem exact ceea ce trebuie pentru a merge mai departe. Dar poate să putem spune așa. Spunem, spuneți-mi o chestie. Voi, ca un cuplu adevărat, pentru anul ăsta ce vine, a spus ceva gogonele, murături? Nu, nu. Iertați-mă, dar... Nu, noi, avem. Da. Cine? Avem. Părinții. Ah. Avem și noi, oamenii noștri, nu? Am înțeles. E bine că avem. Da. Dar ce vă place vouă? Gogoneaua, murătura? Ce, vă plac chestiile astea? Păi murătura e și gogonea, e inclusă la murături. Ok, dar vă plac murăturile în general? Da, da, depinde. Da. Mă abțin pentru că mie îmi place doar o anumită murătură și atunci prefer să zic... Conopida. Da, nu. Morcovul. Murat. Castravetele. Da. Castravetele. E, săptămâne, două săptămâni în urmă, am pus alături de soția mea, eu filmam, ea punea. Așa. Echitabil. Și am pus murături și ăsta, castraveți și o să-ți, da, o să-ți le pun. Da, Alice unde? Alice este acasă, aranjează murăturile. Și face, te că l-am gustat de ăsta. Ăsta este... Caracatiță. Caracatiță. Caracatiță octopus. Octopus, caracatiță nu e octopus. Vreau să întreb, de la cine moștenești tu vocea? De la care dintre părinți? Eu nu l-am auzit pe taică-tu cântând. Cântă, are voce. Nu, da, bine, și-a luat acum tamburină. Și-a luat tamburină și bate prea prin casă. Și are și shaker. Așa. Ia, sună-l pe tata să facă... Un... Da, rugă, sună acum. A. Dar, uite, nimeni nu știe despre faptul că bunicul din partea mamei, adică tatăl mamei mele, da? A fost cântăreț de muzică populară, cantautor. A compus enorm de multe melodii, în special pentru Ion Dălănescu compunea. Și are melodiile lui, le găsești pe YouTube, Nelu Huțu îl cheamă. Mi-a fost, mare mi-a fost mirarea să, nu spun pe... S-a spart ăsta. Mare mi-a fost mirarea să descoper că el s-a prăpădit acum 20 ceva de ani și încă are fanbase-uri pe Facebook și Nelu Huțu. Dar acum vreau o întrebare specială pentru tine. Da. Tu scrii versuri? Da, Horia, da, scriu versuri. Da. Am scris și pentru mine, dar am scris și pentru artiștii pe care îi respect și care m-au inspirat. Mm-hmm. Îți mulțumesc mult. Spre exemplu, Irina Rimes are două melodii scrise de mine și sunt, din câte mi-a spus ea și din câte știu, singura persoană care a scris vreodată versuri, fiindcă ea scrie singură versurile. Și aceste două melodii se găsesc pe cel mai recent album al ei, Pastila. Una dintre melodii se numește Somn ușor și cealaltă Mică și slabă. Am mai scris pentru Ana Baniciu, pentru Raluca și pentru câțiva foști concurenți de ai Irinei de la Vocea României. Vocea României. Și pentru mine. De ce nu te lansezi muzică și... Adică nu cred că, din câte ai demonstrat astăzi, vocea nu ți-e străină, astfel încât... Bine, azi n-a fost cea mai bună seară, fiindcă nici n-am știut. Lumea trebuie să înțeleagă faptul că tu chiar ne pui în față niște hârtii cu niște versuri ale unor melodii pe care poate nu le-am cântat de în ce viața noastră. De ce crezi că mă evită lumea? Așa. Aole, nu mă duc la Brânciul ăla, mă. În mod normal. Nu știu. Nebunic mine. Aici totul e de, despre voie bună și despre, nu e neapărat absolut despre voce. Voi face din câte știu și mi-a șoptit-o Viorea că anul acesta 2022 va veni cu cel puțin trei melodii pe care le-am scris și le-am și compus. Și vei, compus. Le vei cânta tu. Eu, iar una dintre ele este un featuring. Piesa se numește Ti Amo. În italian înseamnă o să-ți arăt eu femeie odată și odată. Dar asta cred că nu începe așa, ca vers, începe cu Ti Amo, nu cu... Dragul meu! În sogno ti amo, in aria ti amo, se viene ti amo, ti dara ti dara ti dara ti dara ti dara ti amo, ta ri da da amo, in fondo un uomo che non ha freddo nel cuore nel letto, comando io ma tremo davanti al tosseno. Di da di da da da
Dida, dida, da, da, dida, io ti amo, in aria ti amo, in suono ti amo, che non ha freddo nel cuore, nel letto comando, io ti amo, davanti ti amo, tirara ti amo, tarara ti ti amo, ti rara ti amo, ti rara 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 ti amo, in fondo amo, ti rara ti amo, ti da da ta 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 ti ta 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 ta. Să fie într-un ceas bun, zic eu. Să fie într-un ceas bun. Pentru că dacă ne-am amândoi, problema cu cuplul ăsta e să fie într-un ceas bun, copii. Doamne ajută, mulțumim frumos. Eu cred că va trebui să te gândești, iartă-mă că-ți spun, la ușor ușor la musical. Am făcut niște musicaluri până acum, am făcut West Side Story în regia lui Răzvan Mazilu. Aha. Am mai făcut opera de trei parale a lui Bertolt Brecht. Brecht, exact, unde jucam Mechi și Iș. Deci iubitul tău, soț, cântă cântă și compune. Da, știu. Acum te rog eu frumos să înlocuiești versurile din engleză și să compui la prima mână ceva de dragoste sau ceva de nebunie. Sau poți să-l povestești pe podcastul ăsta, habar n-am. Fii atent aici. Până când te întâlzești tu, încep eu să cânt melodia asta. All the shark has pretty teeth, dear, it shows them pearly white. Oh, baby. All the lifers, all my heat, baby. And it never tries to run. You know when a shark bites like a teeth deer, scarlet billows, cotton versuri, start to spread. Fancy glove stone wears on my heat, babe. I see never, never, never a trace of red. Nu ai netai. Fă ceva tu, pune un rutăr mai performant. Îți promit, dragă, că asta o să fac, dar spune-mi când tu, fiindcă-i târziu. Niciodată nu mă satur să văd iubirea în fața mea. Nici noi. Spune, iubire! Te iubesc! Oh, ați cantat-o! Foarte bine! Da, nu merge, nu merge. Este foarte frumoasă melodia asta, este superbă. Îi știu începutul. Mă bucur că am reușit să cântăm măcar un pic din ea. Deci îți dai seama că... Uite! Fie, acum, am încărcat. Păi, acum. Sunt șuste! Are buton, are buton, da. Are buton sumat. Am butoanele merg când vreau eu. Deci noi nu putem să ne... Uite, putem sumai... Dar... mai ai acolo în hârtiile tale niște surprize, așa că da, putem să trecem peste McDonald's, care a fost nepregătită, vezi? Te-am luat prin surprindere, Gorin. Eu am niște surprize, dar cu siguranță îmi spune cine este Nini. Cățelușa noastră acum. E un chihuahua. Chihuahua. O cântă și o știe toată. O știe toată pe asta. Ia zi. Minți! O știi toată, e doar refrenul. A, chihuahua, da! Prima șansă din familia Bănică Ismașa. Atenție! Chihuahua! Eu v-am zis! O știe toată. Și o știe toată. Aoleu, maică! Maică! Alo, alo, bună ziua! Aș vrea să...
Reluăm încă o dată ritmul. Mulțumesc frumos. Ia cafeaua asta, că n-am spațiu de mișcare, poate fac un flick flac aici. One, two, la iubire. One, two, three, four. Oh yeah. Give me a little more. Ba 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 ba. Ha ha ha. Woo-ha. Chihuahua. Aș vrea acum, când urmăm, știi cum? Ca pe stadioane, ca pe urlăm așa. Anzwei, drei, vier. Give me a little more. Show me good stuff. Oh la 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 la. E mai mare cântă din da 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 da. Da da da. Chihuahua. E un text greu, e un text mai greu pentru noi. Tu crezi că știi totul despre Răzvan? O viață întreagă nu ți ajunge să cunoști un om, dar îl descoperi pe zi ce trece. Da, știu eu acum ceva despre el pe care tu nu le cunoști. Nu mă nebuni! Uimește-mă! Aștept! Ce ai zis să mire? Nu i-am zis, mă, despre mine nu i-am spus nimic. Adică pe mine m-a surprins și aș vrea mie, să aflu de unde știa de acele versuri de strofa aia pe care ți-am compus-o. I-ai spus tu? Pe cuvânt, acum bagă ceartă în familie, deci, nu? Eu, dacă nu i-ai spus, înseamnă că e hacker, mi-a intrat în telefon. Sunt nimeni nu știe. The Hacker Maker. Tiplu ștecăr. Anonymous. Da. Uite ce, tu știi, nu știu, mamă, tu știi nu despre eu. Pasiunile lui? Spune-mi toate pasiunile lui. Când dansează, nu, glumesc. Mai dansez, că dansăm rock and roll. Da. Când am văzut că el cântă din gură. Păi... Și cu ce mai cânt? Cu chitara, pe asta zic. Și cu mai ce cânt? Și cu pianul. Dar am zis astea la început. Nu, iată-mă, dar n-am fost, n-am zis să vă lăcă. Cântă cu chitara, cântă la pian. Dansăm împreună, facem TikTok-uri frumoase împreună. Ai cântăm amândoi. Avem numai... Nu. Calități. L-am aruncat. Eu am serios? Mână mare. Deci, să știi că și... Poți să-mi dai și mie una. Vrei și tu una? Nu, că eu nu știu să cânt. Îți combina asta? Ce vrei? Ce vrei exact? Una neagră sau una albă? Da. Ok. Schimbăm aici chitările ca niște șosete. Ce să mai discutăm? Suntem o academie, domnilor. Lumea o să creadă că toate chestiile astea au fost discutate. Oh, Doamne. Eu cred că de asta am făcut și podcastul. Eu știu anumite lucruri, dar probabil nu le știu pe toate. Tu ce faci acolo? Tu ai niște versuri pe care ai crezi? Da, mi-am pus acum. M-am adaptat situației. Cred că e cea mai mare calitate a omului modern. Adaptare. Adaptabilitate. Tu mi-ai pus o chitară în mână și eu acum am căutat niște versuri și, uite așa, cu mânuțele astea două am căutat și... Dar îmi cântă și acasă. Ți-am una așa, nu? E să fie romantic momentul de data. Okay. Ești aproape și ai asupra mea o putere imensă. Mă trezesc zâmbind în fiecare zi. Ce șansă că te-am cunoscut. Nu mai credeam în iubire de mult. Vreau să rămâi în lumea mea plină de iubire. N-am mai fost îndrăgostit așa nici când. Fericirea pe care o primesc doar cu tine vreau să o trăiesc. Cu tine învăț să iubesc. Oh, 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 eu te văd mai frumoasă decât știi tu. Te fac să simți că ești centrul lumii tu. Și te alinzi, te alinzi, te alinzi cu vorbe dulci. Inima mea nu
vrea să minți și știu că nu minți. Nu vrea să uiți. Te iubesc. Și eu viață. Răzvane, dragă, mă tem că... Mă tem că ai setat... Pisică cu nouă vieți, ea-i mai mult plecată, e adevărat. Și acasă când stă, stă mai mult sub pat. Ușa e veche, broasca-i nouă, viața romană, numărul nouă. Ușa e veche, broasca-i nouă, viața romană, numărul nouă. Într-un colț o chitară, desigur, și-un ceașe se căznește să bată. Afară e vânt, ferestrele sunt tăiate din aceeași bucată. Așa că vino sus dacă plouă, viața romană, numărul nouă. Așa că vino sus dacă plouă, viața romană, numărul nouă. Destul de mică camera mea, dar în cap toți prietenii în ea. Stau în picioare, se așează pe jos, în rest sunt cuminți și vorbesc frumos. Ușa e veche, broasca-i nouă, viața romană, numărul nouă. Ușa e veche, broasca-i nouă, viața romană, numărul nouă. Bine, bravo, bravo! Pot să mă simt ca acasă? Ca în, da, da, da? Te termină cu prostiile. Te simți bineînțeles ca acasă. Numai că acum urmează o problemă. Testele continuă. Fiți atenți. Vă voi adresa câteva întrebări, da, prin care îmi voi da foarte clar seama cât de mult vă cunoașteți voi unul pe celălalt. Doamne. Nu mă joc, da. Mulțumesc, Eddie. Ar fi putut fi și mai dramatic. Încălzire, ca să înțelegeți ce vreau să spun. Răzvan, da, cum o alinzi tu pe Sandra? Iubire sau viață? Sandra, cum îl strigi tu pe Răzvan prin casă? Viață, iubire! Viață! Bine! La da, care el vine. Zii, life vrei. Is life! Atenție! Răzvan, da, care este al treilea nume al soției tale? Raluca. Băi, ce ar mai fi fost să... Nu-l știi. Să zic Nela, știi? Să zic, aha, Nela! A, de la Samonela! Da. Bun. Raluca. Sandra? Așa? Vezi că e una grea. Mă gândesc. Vezi să o spui astăzi, drag. Numește o singură piesă de teatru pe care soțul tău a jucat la Notara. Magnificul. Pentru că... Bine, pentru și că Figaro și... Da. Ajunge. Angajează pormă la secretariatul literar la Notara. Nu vrem un 10. Deci fie de aici. La Magnificul chiar am fost. Să ideea următoare, pentru că tu îl strigi prin casă. Figaro. Băi, tu ai voce, fetița mea. Tu ai voce. E, și ce vrei să fac? Ai apăsat pe butonul ăla la Vocea României, să te întorci? Nu! Bine, nici n-am participat. Să fie al naiv dacă nu vii și nu... Da! Ok, apar... După BD-a stau eu. Nu, să facem și asta pentru tine, da, nicio problemă. Formidabil. Atenție, Răzvan. Da. Cum bea cafeaua soția ta? Cu gura. Bea... Răspuns corect. O bea cu gura, dar în... O bea, nu, ca să nu, să nu se truncheze pe urmă. Știi că dacă dau acum un răspuns, se va trunchea și o să fie... Absolut. Da. Zi-mă adevăratul răspuns. Cu lapte și cu două... Nu, știi cum o bea, cum eu fac eu. Cu două, trei linguri de miere, da. Cu lapte și cu două, trei linguri de miere, da. Da, e mult mai și eu tot la fel o beau. Sunt mieriși de-ai mei. Da. Și foarte bună cafeaua de la tine. Bine, cine mi-a făcut. Ori de câte ori vrei, eu cred că dar și crevesi, dar și... de canto, la felul în care cânti. Atenție, mergem mai departe, copii. O, Dumnezeule.
Sandra. Eu. Oarecum ți s-a dat mură în gură, dar risc. Poate n-ai fost atentă. Poate. Numește o singură artistă româncă pentru care Răzvan a scris versuri. Irina Rimes. Ah, ești Raluca, atentă. Ana Baniciu. Nu știu cine e Ana Baniciu, sincer. Mergi mai departe. Și te rog frumos să nu mai despre femei să nu discutăm astăzi. Răzvan. Pentru mine. Fii atent aici. Aia zic. Dar fii atent, numai un chior n-ar putea să răspundă la întrebarea asta. Atenție. Care este culoarea preferată a soției tale? Albastru. De departe. A avut la un moment dat, mă rog, zi, hai. Sandra, la ce profesor a terminat Răzvan arta actorului? Vlad Zamfirescu sau celălalt, cum îl cheamă? Vlad e Tisu. Băiatul lui... Da, știu că a mai zis, a repetat de atâtea ori. Care este al treilea meu prenume? Ca Florin să... Zamfirescu. Exact. Nu, al treilea meu prenume e Florin, nu Florin Zamfirescu. Apreciez că nu e damură în gură. Ok, trecem mai departe, pe asta nu... Păi dacă astea le aud, bine, eu trebuie să nimeresc una. Bun, una mai grea, atenție. Zamfirescu. Răzvan, da. Sandra e născută în zodia? Gemeni. Jigodie era să zic, da. Dar și-a făcut antirabicul. Sandra, anul ăsta, în 2022, Răzvan va plini pe 29 ianuarie vârsta de... Nu, nu ianuarie, ai greșit. Nu ianuarie, da. Aprilie. Aprilie. Așa. Am zis să am citit o greșit ca să-i fac eroare. Aprilie, aprilie. Capcare. Deci, v-am plinit vârsta de... 3 și 0. Schimbăm prefix. Schimbăm prefix. Dacă nu vii, vine în clubul nostru. La petrecere. Zic, eu am doar 21 de ani. Cum se îmbracă la petrecerea asta? Ce se întâmplă? Depinde. Vrei să încerc varianta cu balconul, cu aluda? Pisica mea, o lăbuță, nu-i mai merge în sus. Ce să fac acum? Las că foarte tare. Deci mi se pare foarte tare. N-am putut eu. Ultima parte, atenție, din testul acesta. Fulger. Cine se cunoaște mai bine? Răzvan. Da. Trebuie să-mi zici exact, altfel nu se pune punctul. Ce conține micul dejun al campionilor inventat de Sandra? Două ochi, pâine, cașcaval sau parmezan, brânză dacă nu este sărată, iar la final, după ce se omogenizează, se amestecă, se nu știu ce, se pune fie pastă de ardei iute, dulceață de ardei iute, fie un vârf de cuțit de trufe. Și e foarte bun. Eu n-am gustat niciodată. Te invităm. Mulțumesc. Sandra? Eu. Cum se numește rețeta de paste creată de Răzvan? Paste di amore. Pentru că a pus tot sufletul acolo, toată dragostea lui în pastele alea, că de-aia au și gustul ăla, logic. Am venit inuman după ce am gătit pastele. Da, am mâncat într-una, asta a fost. Poți să spui simplu, extraterestru. Dragii mei, am ajuns la un moment critic al relației voastre. Penultimul test al întâlnirii de astăzi. Testul muzical. Altul. Fiți foarte atenți. Va trebui să vă descurcați. Când începem să cântăm, voi trebuie să-mi spuneți refrenul acestei melodii. Îți place italiana? Scuzi? Ma perché? Asta intră în ăsta, în generic, în intro, în istoria marilor podcasturi. Dar noi ne sincronizăm. Așa o să înceapă, da. Atenție! Trebuie să... Voi sunteți Albano și Romina Power. La 2022, noi cuplul se testează printr-o melodie power. De cuplu. Suntem doar atenție. Power. Fără Albano. Atenție. Așa. Poți să mă întâlnesc? Da. Atenție. Iertați-mă, dar am dat în alte melodii. Calcă-l Strachin. Hai să mă iau un autobuz. Atenție! 1 2 3 Bun, top 1 1, 2, 3 și Felicita! E tenereci per amore bla 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 da 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 Felicita! Felicita! Da 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 Felicita! 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 La capăt! Felicita! Dira na dira dira na dira felicità. Foarte bine. Da dira na dira dira na dira felicità. Felicità. Dira na dira dira na dira felicità. 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 Ai.
Mă încurcă vezi, eu cred că ăsta e. Ne descurcăm bine și pe italiană, o știm foarte bine. Începutul, ne cerem scuze pentru început, dar nu sunt versurile. Lasă, dragă, nu te mai scuza atâta. Noi nu prea ne descurcăm pe italiană. Recunoaște acum. Ce mai ai acolo? V-ați descurcat. Piccolo, italiană, piccolo. Pentru că asta e ideea. Nu cunoști, dar mergi mai departe. Înfrunți orice problemă alături de iubita ta. Asta vreau să văd. Problema e că avem un nou refren. Ia. Să vină refrenul. Morarita. Senza tita. Bagă-ne prin sinul. Roata mori se învârtește țac, țac, țac. Inima se chinuiește țac, țac, țac. Morărița-i cu fuiorul țac, țac, țac. Și fuiorul-i toarce dorul țac, țac, țac. Roata mori se învârtește țac, țac, țac. Inima se chinuiește țac, țac, țac. Morărița-i cu fuiorul țac, țac, țac. Și fuiorul-i parte dorul țac, țac, țac. Țac, țac, țac. Țac, țac, țac. La Dana Dorian. Acum suntem Albano și Romina. Și mult mai power. Cursurile de canto. Eu după podcastul ăsta mă duc acasă și îți sărut soția. Iubita mea, să ne aruncăm în mare. Să facem din asta o sărbătoare. Atenție, copii! Câți copaci ai tăiat pentru toate? Nu sunt cel care a zâmbit. Se iasă afară, domne. Nu strâmba acolo în spate. Atenție. Da. Tu ăla cu mustață. Nu strâmba acolo. Are și mustață. Bătrân. Nu văd până acolo. Wow. Ia. Eu te ești bătut. Atenție. Ia, stai că ia foc. Luăm și foc să aici. Să ia foc. Nu, să nu ia foc. El foco, el foco. Asta e atât melodie. Doamne și domnilor. Dar cântăm toți trei. Păi și tu ești. Tu ești campioana. Păi eu sunt, dar și eu vă iau cu mine. Deci cântăm împreună. Mulțumesc. Aia zic. 2, 3, 4 și... We are the champions, my friend. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions, my friend. Bravo, Sandra! Bravo, Sandra! Vă mulțumesc! Dar tot ce s-a întâmplat va pregăti pentru acest moment. Oh, ești plin de surprize. Sigur nu ar trebui să numească altfel podcastul tău. Cum să se numească, drag? Ia zi. Nu știu. Vrei surpriză, surpriză? Păi ești plin de surprize. Ești plin de podcastul, ești plin de surprize. Îmi face un pur în față. Horia, de ce nu... Măi, Horia, măi, uite-te și tu. Măi, Horia, măi. Băi, de departe, Răzvan a fost cel mai atent cu mine. Un campion. Hai mă, Horea, mă. Hai să bem. Stai un pic, nu divulga. Am și un joc pentru tine. Vreau să recunoști personajul. Îl cunoști? Cu sigur. Oamenii nu-l cunosc neapărat, dar tu-l cunoști, s-a fost în anturaj, s-a fost Surprize. Dăm voie să ciocnim un pahar de vin, Horea dragă. Sunt eu, Puiu Gheorghiu. Salut. Mă bucur să te revăd, dragule. Ești excepțional. Măi, felicitări că l-ai chemat pe Bănică și pe Izbașa în emisiune. Ăștia o să-ți ridice podcast. Mai trebuie să aduci ceva. Ai chiloții strâmți. Țuțurelule. Te strâng chiloții. Te strâng chiloții. A dracu pielea pe tine. Da. Puiu Gheorghiu. Puiu, intră, te rog. Și el era surpriză. Nu pot, dragă, fiindcă stă acum la un coniac. Sunt cu Florin acum și nu pot să vin. Și după mă văd cu Miha Tatu. Aoleo, tată, mamă, vrem.
Tatu, nu tată. Da. Iar acum să ștergem lacrimile provocate de durere. Iar acum, dragii mei, voi... Eu pe cine pupă-s? Iubita mea, să ne aruncăm în... paharul. Așa. Ok. Acum trebuie să... trebuie să... Horea, draga, adună-te! Ești la sala palatului. Ai 5.000 de oameni în față, nu poți să râzi. Hai, te rog. Deci, acum voi trebuie să vă anunați, da? Voi trebuie să mă așteptați să ajung la refren. Și lasă octopusul ăsta, te rog! Ah, ok. Deci te așteptăm pe tine la refren aici. Da. Și până atunci, așteptăm. Doamne și domnilor, să-mi pun microfonul mai aproape ca să mă... E ok așa? Perfect. Hai. A fost o vreme împreună și aveam atâtea deci de gânduri să spun povestea lor, iubito, dar tu citește printre rânduri. Ar fi trecut, ne luați în seamă, cu traiul lor, cel fără vină. Chiar dacă eu știam că ascunde și fantezia și rutina, dar unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare nu-i, nici viață nu-i, iar eu mă simt a nimănui, iar eu mă simt a nimănui. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare nu-i, nici viață nu-i, iar eu mă simt a nimănui. Ești tu acolo unde nu ești tu. Intermezzo. Iar eu mă simt al nimănui. A fost o vreme împreună, două străine emisfere, călătoreau acei doi tineri prin anotimpuri efemere. De la prieteni, de la rude, luau duminici cu împrumut. Știau mai bine ca oricine să le transforme în trecut. Unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare nu-i, nici viață nu-i, iar eu mă simt a nimănui. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e, aici poți să urci, aici poți să urci, iar eu mă simt a nimănui, iar eu mă simt a nimănui. Eu acolo pot să urc pentru că dacă eu... Bravo, iubire! Da. Bravo, foarte bine! Eu dacă... Am o rugăminte, nu mai pot să... E să cânt pe voce normală, nu pot să urc. Tu nu ești normală, Sandra, a, tu n-ai știut chestia asta. Ce surpriză plăcută! Se vede. A fost o vreme împreună, ne țineam buză-n buză, dar astăzi nu ne mai reține. Acum e? Nu știu versul următor, îmi pare foarte rău. Când nu mă pot concentra în fața unei... Nu în fața... Nu. Okay. Să-ți zice întrebări foarte simple. Și cred că deja ceva. Încet, încet mi-ați răspuns, dar eu vreau ceva concret. Ce genuri de filme preferați, Sandra? Comedie. Și documentare. La fel? Da, da, da. Comedie, da. Păi da, ce, ne mai uităm la drame după ce că trăim în societate o dramă? Suficientă dramă, da. Comedie. Suficientă dramă în societate. Da. Urmează o întrebare foarte delicată. Pe mine poate să mă taie repede să mă scoată din context. Pentru că eu, pac... Da. Foarte bine, completează-mă. Asta e înghiere. You complete me, e așa. Normal. Păi mă pune pe sare în bucată sau sare pe rană? Fără sare. Fără sare, da. Fără sare. Eu sare. Ce vorbești, mă? Asta e cuplul nou al societății noastre multilateral dezvoltate. Bun. Care este vârsta potrivită pentru a avea primul copil? Nu există vârsta potrivită. Dar al doilea copil?
Tot așa, tot cum vrea Dumnezeu. Și îngerașii, mă rog. Și nu serialul mai? În care am jucat eu. Nu, absolut. Așa. Tatuaj sau piercing? Tatuaj, mă rog, eu n-am tatuaj. Da, am avut un mare șoc. Spune-i, te rog frumos, cum ai primit tatuajul. Pe la cum l-am văzut pe Răzvan așa. Așa? Cum, ai mai fost dată? Rubicont, adică? Da. De e la bine, nu? Vârâu, același nume, așa? Așa? Nu mă așteptam ca el să aibă un tatuaj. Corect, nici eu. E surpriză pentru mine asta. Surpriză, cred că pe toată lumea. Copilul cu minte pe care l-am cunoscut acum 20 și ceva de ani. E, și i-am văzut tatuajul. Oricum e pe picior, e ok. Cum ai vrea să spun, nu zi unde e. Scuze-mă, da, e o problemă pentru mine. Deci, brățările pe care le țin de mână sunt de la copiii mei. Altfel nu-mi puneam brățări pe mână. Tatuajul mi-am făcut pentru că nu am căutat sau n-am găsit momentul și scrisul și textul potrivit. Și eu la fel. Tu cum ai reușit asta? Ce scrie pe piciorul tău? Nu scrie nimic. Nu scrie. Am desenat... O sirenă. Nu. Doamne ferește. Două sirene? Un copac. Nici măcar. Un copac. Bine, eu am văzut pasărea Phoenix. Bine ați venit la podcastul nostru. Cei care au însămânțat un copac, aș vrea să dea subscribe acum, pentru că... Da, e. De ce ai un copac pe picior? Ideea e că eu l-am văzut ca pe pasărea Phoenix. Și zic, ai pasărea Phoenix pe picior? Asta a fost și mai trist. Știi? Că era așa, nu? Deci era așa coroana, nu? Mă rog, e frumos făcut, doar că eu de la distanță așa am văzut pasărea Phoenix. Da. Zic, să știi că sunt două melodii care sublinează copacul. Dăm tonul. Un copac cu flori. Da. Colț uitat de cer. Un copac cu flori. Asta e tot ce ți ofer. Da, ideea e că o să ne hotărâm și o să ne facem, pe mine mă tentează ideea și am și găsit tatuaj. Ai găsit un tatuaj? Matching tattoo de ăla, nu? Așa se numește. Da, un matching tattoo. Mie îmi place și arta, doar că arta trebuie să fie mare și nu știu dacă m-ar reprezenta pe mine, dar îmi plac și tatuajele minimaliste. Și atunci cred că o să mă orientez către minimalist. Îmi place mai mult arta să o privesc pe corp, adică cum ai tu. Da, da, asta în prima seară a zis. Pasărea Phoenix. Dar de la distanță, așa am văzut. Răzvan, eu scumpete. Nu, nu mă așteptam, da. Băi, deci... Exact ca și cu... Asta e cerere în căsătorie? Da. Deci, ai cumva pasărea Phoenix? V-aș certa vreodată până acum? Constructiv, da. Da, constructiv. Certat. Ce discuții înseamnă certat? Nu fight-uri, nu lupte. Discuții constructive care ne-au... N-am zis de MMA, Răzvan. Nu am văzut la fost MMA. Iată-mă. Ăsta e alt sport cu care nu sunt de acord. Fii atent. Deci, nu am zis. Nu, de ce vrei asta, dragă? Lasă-mă în pace! Dar să nu te mai ceri cu Alice? Niciodată! Nici noi! Nici noi, da. Perfect, bravo. Așa, următoarea întrebare. Dar face parte din evoluție. Adică... Mi-mi place... Nu sunt certuri. Sunt niște... De păreri, de informații, da. Păi, dar noi nu putem să stăm, da, puf. Sandra, îi verifici vreodată telefonul lui Răzvan? Nu, dar îi spun să mi-l arate. Da, nu, n-a intrat în telefonul nu meu. Stau să... Dar știe parola de la telefonul meu. Am reținut-o din precum prima. Precum și eu o știu pe ei. A mea e foarte grea. Răzvan, o urmărești pe Sandra? Pe Instagram? Ce-ar fi fost să-mi dea un follow și bloc? Bun, acum niște întrebări care vor suscita atenția publicului spectator. Cu ce echipă ții, Sandra? De fotbal sau în general? De fotbal. Eu țin cu România în general. Și în particular? Și în particular cu toți sportivii care muncesc. Extraordinară ești! Extraordinară și ești! Și care își dau silința pe teren și Răzvan. Nu numai. Da, cu ce echipă de fotbal ții? Cu Dinamo București. În 1923 s-a născut un mit. Se cheamă Rapid. Să continuăm! Deci ești rapidist. Tot acasă, porțile ni se deschid. Nu echipă mai frumoasă, mai iubită ca Rapid. Rapid. Bă, uite, ăsta. Luptă rapid, Giulești. Rapid.
Haide, hai Rapid Giulești! Forța Dinamo! Ăsta e un dinamovist adevărat. Bravo. Da. Dar Rapid, să știi că este o echipă, este singura echipă din București. Mai era Sportul Studențesc cu care empatizam. Dar cu Steaua nu pot, niciodată nu o să pot. Dar Rapidu, e o echipă atât de frumoasă, de... Okay. A fost echipa căilor ferate, adică o echipă muncită. Superb. Absolut. Superb, da. Deci respect pentru Rapid și au acum o evoluție foarte frumoasă în Liga 1. Mulțumesc foarte frumos. Felicitări. O să le transmit băieților. Te rog frumos. Dai seama când am de fiecare dată un eveniment și trebuie să mă îmbrac în trainingul roșu-albastru. Cum că... sunt și scaunele astea două. Uite, așa e. Băi, chestia, știi, eu apreciez Steaua. Eu apreciez Steaua, știi? Mai ales că am fost în acea cupă UEFA. Nu, no, el se referă la acel sfert de finală. Putem să trecem și peste. Da, putem. Oh, Doamne. Cine șofează mai bine? Eu aș spune Sandra. Nu pot să mă laud singură. Sandra, serios. Aș spune Sandra. Și eu spun Răzvan. Este singura femeie așa? Care conduce mai bine decât orice bărbat pe care l-am cunoscut vreodată. Ce faci, dragă, la volan? Sunt atent, în primul rând. Se adaptează, no, se adaptează traficului, se adaptează stilului de condus, nevoilor și așa mai departe. Conduce, n-am nici cea mai mică teamă cu ea în stânga, eu fiind pasager. Dacă și același lucru pot să spun de Răzvan, nu? Niciodată nimeni, atunci când se întâmplă ceva pe marginea șoselei și l-am dat... Vreau să... Sandra! Da. Normal că tot e roz. Eu am o problemă așa cu bumperele, nu văd bumperele. Alea, limitatoarele bine, de viză, nu le văd. Porți ochelarii, vezi. Nici cu ea nu-i văd. Nu, nu văd. Nu le văd, fiindcă nu sunt bine marcate, delimitate. Absolut. Sunt, da. Să vorbim la iau... la drumuri da. Și poduri. Da, o să facem un dâmp mai specializat pentru tine. Când treci peste el, se oprește mașina și atunci o să vezi. Doamne ferește! Și o să vezi. Ați avut luna de miere? Am avut săptămâna de miere. Am avut un avans. Am avut un avans, corect. Am avut înaintea cununiei. Da. Eu n-am întâlnit un cuplu ca voi niciodată. Deci nu... Da. Am avut o înainte. Tui. Fără ptui, că acum unde a fost? Destinația a fost aleasă păi de da, da. Amândoi? Da. Nu. Mai mult eu. Mai mult eu. Mai mult tu. Mai mult eu, fiindcă ești a fost... Ești nesprinzat. Uite că ne-a deochiat. Ne-a deochiat și uite, am... Nu, eu am sugerat. Eu am aici ceva în buzunar. Sabia lui. Nu, am asta roșie, să nu mă deoc, dar văd că n-a funcționat, o să pun pe mână. Deci, eu am ales. I-am sugerat ce mi-ar plăcea. Deja sunt curios. Ca să ne înțelegem. Ce destinație e asta? Barcelona. Uite, vezi? Barcelona! Asta vreau să mă pun să gândesc. Da, a fost în avans. A fost o lună înainte de cununie, fiindcă nu știam dacă se va mai putea după. Am e vorba de contextul ăsta, pandemic. Dar uite, mie mi se pare că de fiecare dată când se spune despre o vacanță în... de genul ăsta, este vorba de o chestie la mare, la soare, la... Păi și acolo era mare și acolo soare. A, la Barcelona, în partea... La Barcelona, în Spania, nu aici, în... Da, si, nu aici, si, los, los, nu aici, se, la... Se, da. E, gata, nu la Giurgiu, da. Ești la Rusia, la... Cea mai fierbinte dorință pentru 2022, Sandra? E clișeic, știm, dar sănătate, că dacă ai sănătate, le faci pe toate. Dar acum chiar vorbim serios, sănătate. Eu? Uh-huh. Să fim sănătoși, să fim liberi și curajoși. Dragii da, mei, cenacul flacăra se încheie aici. Bine te-am mai chemat. Eu nu. Spiridon mi-a spus că... Trecând peste element E. Nu știu de unde le scoate... Hai că m-ai lămurit! Nu înțeleg nimic! Ce melodie! Gata, e, lucruri simple, gata, am citit. Vezi că cineva e aici cu tine. Stai așa, lucruri. Așa. Dar aici eu nu pot, că eu am încercat. Da, știu. Dragii mei, a fost primul podcast din 2022. Vreau ca tot anul acesta să vă meargă exact cum ne-a mers nouă podcastul. Cu muzică, cu surprize, cu bucurii, cu descoperiri, cu nebunii, cu cântecuri, cu ăștia doi îndrăgostiți care s-au pupat în podcastul ăsta cât toate filmele de telenovele pe care le-am văzut vreodată. Declarații de dragoste, de astea nu m-am săturat. Dar asta nu înseamnă că voi trebuie să vă săturați. Știți foarte bine că alături de noi au fost
Aqua Carpatica și Chateau Valvis. Eu vreau să le dau două cadouri pentru el și pentru ea. Și pentru voi amândoi. Foarte bine că ați repetat, foarte bine. M-am gândit să vă dau bomboane. Nu. Două parfumuri. Unul pentru ea și unul pentru el. By Horia Brenciu, ai parfumul tău. By Horia Brenciu, este să mă dau un direct în podcast cu parfumul tău, Horia. Da, vă permit. Sincer, sunt fanul femeii. Ești fanul Sandrei, am înțeles. Se poate înțelege orice din chestia asta. Dar vreau să vă spun că ăsta este și bineînțeles pentru că trebuie. Pentru amândoi am două sticle de vin. Mulțumim mult. Unul roșu pentru tine și ce bine miroase. Miroase foarte bine. Fresh. Unde pot găsi, unde pot găsi urmăritorii tăi parfumul Horia Brenciu? La podcast. Miroase foarte bine. Da. Mă bucur foarte mult că vă place. Mulțumim mult. Mulțumim, Horia. Anul ăsta începe cu foarte fain. Apă plată și apă minerală cu un pahar de vin, cu o briză de parfum și cu lucruri simple. Iar acum ultima piesă a serii. Păi asta zic. Miroase foarte bine, da? Ia. Haide. Dragii mei, în viață ni se întâmplă multe lucruri frumoase. Bucurați-vă de ele, de muzică. Da, e din ce pe mine melodia, stai așa. Iar acum vă ascult și pe voi. Dă-ne tutonul. Lucru simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin. Inima să fie așa ca un fulg în palma ta. Pentru mine n-ar fi prea puțin. Orice vise aș avea, lucru simple voi păstra. Cer albastru eu și tu. Mie de ajuns doar muzica, mie de ajuns privirea ta. Lucru simple voi păstra. Strofa 2, da? Strofa 2 e și mai important. Am furat un pic din cașcaval, m-am precipitat. Oh, yeah, 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 yeah. Ia să vedem. Mie-mi place orice zi care mi-ar putea zâmbi dimineața pe lângă perna ta. Iată de iubire. Îmi place tu așa cum ești, când mă cer și când mă ier, și speranța că nu te vei schimba. Nu caut mistere să le lucru simple voi păstra. Final.
mulțumesc, Răzvan. Cu drag și dragoste. Sunteți tare simpatici, vă iubesc foarte tare și vreau să ne vedem săptămâna viitoare la meciul de tenis mixt cu gata. Ana Baniciu. Stabilit. Începem stretching-ul. Deja. Perfect. Că deja. Să nu vă dați cu parfum, pentru că asta o voi considera o armă letală împotriva mea și nu vă mai mă pot concentra la forehand-uri și la revere. E bine, știm, ne dăm cu toată sticluța. Și pe fileu și pe minge și pe copiii de minge și pe minge de scaun și pe aia de... Dar că e stângace. Ai, e ambidextră, mă! Ai! Am acoperat totul! Podcast cu tine.